lasă să decid. Când da semnalul, domnul Marius Neașu trage de manetă ca să putem începe. Eu astăzi am tot dat starturi și semnale. Asta, gata, misiunea mea s-a încheiat astăzi. Salut pe domnul ambasador, mă bucur, îi mulțumesc foarte mult că este astăzi alături de noi și îl las pe colegul meu Marius Neașu să conducă întâlnirea de astăzi. O să fiu aici cu mine, o să ascult absolut tot și de-abia aștept să particip la această întâlnire. Mulțumesc frumos oricum de invitație și mulțumesc excelenței sale, domnul ambasador, că este aici cu noi. Marius, poți să începi, poți să preiei legătura și poți să dai par. Mulțumesc, doamna decan. Dacă din conducerea facultății mai dorește cineva să facă un cuvânt introductiv, sunteți invitații noștri, doamna profesoară Delia Popescu, doamna profesoară Olimpia State. Eu vă mulțumesc de invitație, așa că, Marius, tu ai cuvântul și tu ești organizatorul de astăzi. Ceea ce faci tu și, în general, ce organizezi tu e foarte bine, da? Mulțumim din suflet pentru eveniment, pentru prezență, pentru invitații. Pentru mine, cele mai frumoase amintiri sunt din vizita în Japonia, așa că abia aștept întâlnirea. Interesant. Da, bună seara încă o dată tuturor. Bine ați venit. Bine ați venit la masterul de geopolitică și afaceri la Facultatea de Business și Turism, în ultimă instanță la Academia de Studii Economice din București. Ne bucurăm să vă fim gazdă astăzi și sperăm să fim o gazdă bună. După cum am spus, o să fim mai în zona spre vacanță, mai în zona informală a lucrurilor. Avem alături numai prieteni, oameni care fac parte și din această familie frumoasă a masterului de geopolitică și afaceri. Noi tocmai ce am avut zilele trecute absolvirea, astăzi a fost absolvirea ciclului de licență. Doamna decan și doamna profesoară Olimpia State au venit direct de acolo, că a fost într-o mică pădurice pe undeva pe la marginea Bucureștiului și am văzut că a fost foarte, foarte frumos. În livadă, Marius, nu pădurice, în livadă de cireș. Da. Rectific termenul, în livadă de cireș. Că au trecut cireșele acum, dar livadă. Floarea de cireș e unul dintre simbolurile naționale ale țării pe care o omagiem astăzi. Ocazia și prilejul cu care noi ne-am întâlnit în această seară, la început de vacanță, este să aducem și noi un mic omagiu, un mic tribut ideii de centenar. Se fac 100 de ani, s-au făcut 100 de ani anul acesta, 100 de ani de relații diplomatice între România și Japonia. Și din punctul meu, îi mulțumesc încă o dată, din punctul meu de vedere, îi mulțumesc încă o dată doamnei Miosechia că este alături de noi. Este atașatul cultural al ambasadei Japoniei în România. Cu ocazia asta o să facem și un tur rapid de masă. Alături de noi, deci, avem o japoneză care vorbește limba română, Miosechia, atașat cultural al ambasadei Japoniei, cum am spus, în România. Și tot așa avem foarte bine o româncă care vorbește japoneză, Irina Grigorovici se numește, și care este în momentul acesta, la momentul vorbirii, în Japonia, s-a conectat de acolo, este doctorandă la Universitatea Kyushu. Deci se află undeva în sudul Japoniei, mai spre zona subtropicală a Japoniei. Deci, iată, din punctul meu de vedere, un schimb interesant. Bineînțeles, vioara întâi a evenimentului, domnul profesor, domnul ambasador Radu Șerban, și în jurul dumnealor suntem noi, colegii de la AS, sunt aici masteranzi de la Masterul de Geopolitică și Afaceri, sunt aici
profesori și masteranți de la Academia Națională de Informații. Sunt aici alumni din toate generațiile. Irina face și parte din alumni, este absolventă, actuală absolventă a masterului de geopolitică și afaceri. Dacă nu greșesc eu, a fost promoția 2012-2014 sau undeva prin zona asta. Se uită în sus, nu mai știe nici ea. Și undeva acum 10 ani. 2013, cred, dar în fine e absolut irrelevant. Da, deci eu, să spunem acum 10 ani, un deceniu rotunjit. Sunt multe de spus, nu o să spun eu, o să las invitații să vorbească, nu vreau să cad în păcatul de care vorbea Eminescu, numărindu-te pe tine, lustruindu-se pe el, adică pe prezentator. Anul acesta se vor face 70 de ani de viață ai domnului ambasador, iată tot o cifră rotundă și o să-i urăm la mulți ani în avans pentru anul acesta. Un omagiu pentru o țară care, din punctul meu de vedere, poate oricând să fie un model și este un model pentru ceea ce înseamnă organizarea spațiului, pentru ceea ce înseamnă civilizație, pentru tot ceea ce înseamnă acest melanj între tradiție și modernitate. Nu știu să existe o altă țară în lume care să fi avut și să fi trăit ceea ce a trăit Japonia și am foarte proaspete în minte imaginile din 2011 când eram împreună cu profesorul Neguț, abia venit din faimoasa expediție Rapa Pata Tierra și ne uitam la televizor și vedeam cum Japonia dispare de sub apă. Dispare sub apă, era acel tsunami din 2011. Iată, astăzi, un deceniu mai târziu, Japonia este unde este. Nu mai spun, acum câteva zeci de ani, nu mai exista pe hartă o țară care nu are resurse deosebite de subsol. Este o chestiune clasică pe care noi o învățăm la geografie, petrol, gaze naturale și alte resurse, însă este o țară care are o resursă minunată, resursa umană și care, spre deosebire de noi, a știut să o folosească ca nimeni altcineva în lumea asta mare. Deci o țară care aproape dispărută de câteva ori de pe hartă, de-a lungul istoriei, a ajuns totuși o superputere economică și este un model, repet, din punctul meu de vedere, un model de civilizație în primul rând, un model de supraviețuire, un model de la care oricare dintre noi avem de învățat. O mică trecere în revistă a ordinii de zi ar arăta cam așa, cu invitația mea de a interveni atunci când simțiți că trebuie să spuneți ceva. Întrebările toate aș ruga eu să fie pe chat pentru domnul ambasador, pentru Mio Sechia, pentru Irina, să fie pe chat, să le putem prelua de acolo. Și ordinea de zi, spuneam așa, ca un cuprins, ca o structură, să trecem rapid în revistă. Profesorul Neguț, un cuvânt despre domnul ambasador și prieten de viață Radu Șerban. Încă o dată reluăm ideea absolvent ASE și doctor ASE, da? Cu un doctorat la domn profesor Ioan Popa chiar în anul 2000. Iată, iar o valoare, o cifră, un număr rotund. După care domnul ambasador își va prezenta invitații pe doamna Mio Sechia, care va avea un scurt cuvânt despre aceste relații diplomatice româno-nipone și centenarul lor. Domnul ambasador, care ne va face onoarea să ne facă o mică prezentare, este un om pe care personal l-am descoperit târziu, cu toate regretele aferente, un om care m-a impresionat. Am fost acum câteva zile la o lansare de carte de-a dumnealui și le-am chiar aici lângă mine, român de român în Japonia, prezentând 15 personalități române, oameni români care au fost și s-au făcut cunoscuți în spațiul nipon, stația Tokyo și un mare iubitor de poezie, a scris foarte mult și nu aș vrea decât să spun atât că într-o lume în care unii scriu mai mult decât citesc, domnul ambasador chiar are talent să numere pe degete oamenii care știu să scrie, care pot scrie cu adevărat. În rest, în noianul ăsta de maculatură care a invadat spațiul nostru,
rare ori mai găsești un om care știe să scrie și scrie cu pasiune. Și mi-a plăcut să descoper această chestiune. Și la sfârșit, Irina, la sfârșitul invitațiilor, nu la sfârșitul evenimentului, Irina, care trăiește în Japonia de 5 ani de zile, este doctorandă, cum spuneam, la Universitatea Kyushu. Ar fi interesant să ne povestească tranziția asta de la masterul de geopolitică și afaceri din Piața Romană București în Japonia și cum a văzut, cum a trăit pe propriile celule, pe propria piele, toată această tranziție către spațiul nipon. Domnule profesor Neguț, eu zic că sunteți cel mai în măsură să-l prezentați pe prietenul nostru, domnul ambasador Radu Șerban. Vă rog. Bună seara, încă o dată fiți bineveniți la această întrunire prietenească, această manifestare și științifică totodată. Înainte de a vorbi despre invitatul nostru, despre care plător sau nu, unii știu multe lucruri, vreau să menționez câteva elemente pentru doamna Mio Sekiya, atașată culturală al Japoniei, spunându-i că în ASE și mai ales în cadrul masterului de geopolitică, Japonia s-a aflat tot timpul în atenție. Ea, drept martori pe masteranzii prezenți, că în cursurile mele există o temă specială, Japonia, mai ales că m-a interesat dintotdeauna. Fiind coautor al unei cărămizi grele, Enciclopedia Statelor Lumii, a ajuns anul trecut la 16-a ediție cu un tiraj de peste 600.000 de exemplare. Japonia, de ea m-am ocupat tot timpul și m-am ocupat cu plăcere. Apoi, cartea după care învață masteranzii, Tratatul de Geopolitică, are de asemenea un capitol consistent despre Japonia, pentru că este o mare putere și o tratăm ca atare. De asemenea, cu ani în urmă, am fost unul dintre cei care au sprijinit predarea limbii japoneze în Academia de Studii Economice și am avut-o ca invitată pe minunata profesoară și niponistă, doamna Angela Hondru. Și au fost niște lecții superbe. Și deci iată încă un element privind atenție. De altfel, zic eu, este firească atenția acordată Japoniei, o civilizație multimilenară, o singura țară care a demonstrat convertirea energiei războinice în energie creatoare și a făcut-o să urce după al doilea război mondial, se ocupa acel loc de frunte în ierarhia lumii, uimind, într-adevăr, omenirea cu ceea ce a realizat, vorbindu-se despre miracolul japonez. Dar în orice ecuație de putere, de azi sau de mâine, Japonia a fost și va fi. Ar mai fi și alte elemente, dar vrem să ascultăm și pe alții. Acum, e foarte greu să vorbești despre un om pe care îl iubești enorm, cum este domnul Radu Șerban. Trebuia să zic excelența sa, domnul ambasador Radu Șerban, pe care îl cunosc de vreo 30 de ani și care mi-a rămas în suflet pentru totdeauna. Un om minunat. Într-adevăr, un om căruia, chiar dacă îi vrea, dacă ai fi chițipușar să-i găsești ceva, un minus, n-ai cum să-l găsești. Și l-am cunoscut grație unui prieten comun, primul decan al Facultății de Relații Economice Internaționale, pe care dânsul a urmat-o subtitulatura de Facultatea de Comerț Exterior, desființată de Ceaușescu în 1974 pe motivul că nu există două feluri de comerț. Dar motivația era cu totul alta. Și dânsul a absolvit în 75 și peste 25 de ani a avut doctoratul
întrucât conducător de doctorat era decan, profesorul Popa, dar că nu mi-e plăcută sarcină de a fi președintele Comisiei de Admitere. Și am rămas, într-adevăr, uimit atunci de teza de doctorat, care nu prea asemăna cu altele care le văzuse. Era ceva de o chintesență și de o valoare rarissimă. De altfel, și publicatul ulterior și vom vedea imediat cât de bogat este domnia sa în această direcție. Câteva lucruri despre activitatea diplomatică a domniei sale, care a început înainte de 89 cu misiuni la Budapesta și Varșovia, din câte știu, și a continuat după 90 la Stockholm, Bruxelles, la Bruxelles și la misiunea României la Uniunea Europeană, dar și la ambasada României, a fost ministru consilier, apoi funcția importantă de ministru plenipotențiar la Londra, încununând această activitate diplomatică cu cea de ambasador în țara Soarelui Răsare, timp de 4 ani, sau cum scrie domnia sa în cartea menționată mai devreme, stația Tokyo, 4 ani, 4 luni și 4 săptămâni. Deci exact atât a stat acolo între 2012-2016. Dă link aici, dă click. Da, stați un pic. Legat de cartea Stația Tokyo, subintitulată Jurnal de Ambasador, vreau să vă spun că este o carte atipică, cel puțin în peisajul memorialistic și diplomatic românești. Nu are nimic din imperialul eu, care transgresează toate lucrurile de acest fel. Eu am făcut, eu am hotărât, eu am zis, eu am reușit. Mie mi se datorează faptul că este o carte impersonală oarecum, deși prin modul de tratare aduce foarte multe lucruri concrete, o carte care curge lin, plăcut și care te determină pe măsură ce citești, să o citești cât mai repede, ca să poți afla foarte multe lucruri pe care nu le-ai știut sau le știut greșit. Dintre numeroasele cărți, toate scrise în ultimii 20 de ani, dacă le-am numărat bine, sunt 33 în 20 de ani, dintre care unele sunt trilingve, deci în română, japoneză și engleză, sau bilingve. Și aș semnala mai întâi apetența domniei sale pentru haiku, genul de poezie japoneză constituit din trei versuri, între care primul și ultimul are 5 silabe și al doilea, cel din mijloc, 7 silabe. Și are numai puțin de 10 sau 12 cărți în domeniu. Ori este un gen foarte greu. Și am citit multe cărți, inclusiv ale unor români, din care n-am priceput nimic. Au crezut că numai dacă măsori cu metru și au numeri silabele, dintr-o dată tu ești specialist în haiku. Și, de altfel, la una din cărți are o prefață la cartea meditative haiku, semnată de nimeni altcineva decât doctorul Akito Arima, președintele Asociației Internaționale de Haiku, fost ministru al educației în Japonia. Iată, pe scurt, două citate. Zice domnul Arima: profunzimea cu care domnul Radu Șerban a înțeles esența haikului. Și îl definește, de asemenea, citez,
un excelent urmaș al lui Basho, cel mai distins poet japonez de haiku, cel care a trăit în urmă cu 3 secole. Și citează un haiku al domnului Radu Șerban, care și mie mi-a plăcut foarte mult, Schitul tăcerii, unduirile de vals, un fluture alb. Dintre celelalte cărți, amintesc, Diplomație economică europeană, în 2005, nu era nicio carte de acest gen publicată în România și foarte puțin în lume. Un adevărat tratat în domeniu. Apoi 4 volume închinate constituirii Uniunii Europene, unul și subiectul domniei sale a fost tot cu Uniunea Europeană, între care unul din volume l-a intitulat Europa pe care o iubesc. Apoi o carte care pe mine m-a uimit, publicată în 2011, am avut onoarea să o recenzez pentru Tribuna Economică. Cartea Recesiunea economică 2008-2010, Vitralii europene, în care demonstrează că este unul dintre cei mai buni analiști în domeniu, nu numai din țara noastră, ci din lume. Printre puținii care au sesizat atunci, deci 2010, că această criză este economico-financiară și numai financiară, că este de lungă durată și că va avea repercusiuni. Nu insist, dar mi-aduc aminte că în vremea aceea guvernanții și mulți politicieni dădeau din colț în colț și întrebau care criză, ce criză, că nu va fi nicio criză, ba chiar și mulți analiști. Și mă amintesc că domnia sa, cam pe unde a trecut, a vrut să lase ceva urme despre trăirile de acolo, despre acea țară. Cartea Marea Britanie, o economie europeană. Are și altfel de cărți, de care Zidire sufletească 2 volume, și Preasfințitul Policarp, amintiri despre unchiul Pompei. De fapt, este vorba de primul episcop al românilor din America, o râdă a domniei sale, despre care ne-a vorbit. Revenind la cărți, am fost și eu săptămâna trecută, marți, la Ministerul Afacerilor Externe, la lansarea cărții Români de roman în Japonia. O carte specială. Și eu m-am ocupat de multe personalități. Unele le-am găsit chiar în această carte. Și era firesc să fie. Mă refer la călătorii și la exploratorii Bazil Hasan și Ioan Timuș. Evident că nu puteam să nu constat prezența lui Nicolae Xenopol, fondatorul Academiei noastre, al Universității noastre, actuala Academie de Studii Economice, fost Academia de, în alte studii comerciale și industriale, care a fost primul ambasador al României în Japonia. Dar am descoperit și niște persoane de care nu auzisem. Sau l-am trecut cu vederea în timp. Și domnia sa ne demonstrează cât de importanți au fost acești oameni, inclusiv femei. Cartea nu te plictisește. Este o narațiune care curge, s-a născut, a făcut adresa, a făcut și a mai venit și pe acasă. Și ne pune întrebări, ne face să ne gândim, să medităm la ceea ce au făcut acei oameni. De pildă la Ioan Timuș, care e un personaj fascinant, ce pot să spun, care, într-adevăr, a pus bazele niponistice, nu știu dacă e corect, în România, apreciat atât de mult de Nicolae Iorga, dar un personaj foarte ciudat și om. Citit despre el, pentru că am scris despre el. Și am constatat că a avut o viață total atipică. Și domnul ambasador Radu Șerban să-și întreabă, oare ce-o fi căutat el acolo? Ce misiune a avut el? Cum e posibil ca un om care a trăit 80 de ani
a murit în 1969, să nu aibă o fotografie. Nu există nicio fotografie. Să știți, domnule ambasador, că totuși eu am găsit una. Și vă arăt aici, sus, una. Dar nu eu am găsit-o, ci doar am căutat-o și am văzut că este publicată în revista Historia, într-adevăr, singura fotografie care există, deși a trăit și în comunism. A chiar a ținut cursuri la Universitatea de la Sala Dallas. Fiecare, aceste 15 personalități sunt incluse, fiecare cu meritele lui și mai ales cu dragostea cu care s-a plecat asupra lor, domnul ambasador, pentru a le arăta meritele acolo. Așa cum în cartea Stația Tokyo, dânsul e atipic, cum am spus, nu poți să-l compari cu alți memorialiști. Iată că a făcut și a tratat viața, activitatea atât de bogată și relevantă la Tokyo, potrivit zodiacului chinezesc. Deci nu, noi zicem, în anul 2012 am fost, am stat și am făcut. În 2016 am făcut. Nu, ia zodiacul japonez și aflăm acolo de la anul dragonului și anul șarpelui până la anul maimuței, de 5 ani, activitatea atât de bogată și care a făcut să aflăm noi românii multe alte lucruri pe care nu le știam despre România și Japonia și despre ce au făcut unii români acolo. O carte în care nu se bagă în față, dar în care ne face să înțelegem mai bine și esența acestei civilizații aparte. Dânsul este îndrăgostit, clar, evident, de civilizația japoneză. Acest lucru transpiră din fiecare frază. Și aș mai spune că domnul Radu Șerban este un om minunat. Este un om care m-a fascinat de când l-am cunoscut și ne-am întâlnit destul de multe ori. L-am vizitat și la Bruxelles, aceeași gazdă minunată dintotdeauna. Are o familie minunată, fiul domniei sale mi-a fost student, băiat delicat, Cosmin, și dânsul a făcut parte dintre cei care nu au uitat niciodată locul de unde a plecat. Că a plecat din România, e un ardelean tipic, dar fără să accentueze nuanța aia, cum o fac unii, ca să se diferențieze ei de alții. Nici n-ai zice că e ardelean după vorbire, dar îl descoperi prin ceea ce scrie. De pildă, în Stația Tokyo, nu e numai la lucrul acesta care unii dintre noi le considerăm importante, relevante, dar apelează pentru a ne convinge la anecdote și chiar și la bancuri. Am aflat și un banc pe care nu știam, citind cartea Stația Tokyo. Nu am muncit prea mult, mă opresc aici, vă iubesc, domnule Radu Șerban, vă iubim, cred că toții, abia așteptăm să vă auzim și vă rog frumos să nu fiți zgârcit, să nu ziceți că trebuie puțin, pe principiu, mult în parvo, mult în puțin, ci că sunteți ardelean cu vorba măsurată, ci să fie un regal, așa cum știu eu, o întâlnire cu dumneavoastră. Vă mulțumim din tot sufletul. Mulțumim frumos, domnule profesor. Când vorbește profesor Neguț, te lași greu
desprins și voi la chipurile absolvenților noștri care parcă retrăiesc momentele din facultate. Printre picături o să mai strecor câte una alta, să amintind doar așa întreagăt că domnul ambasador, tot un joc al întâmplării, da? Rolul întâmplării, spunem noi, în viața omului. A început Academia de Studii Economice din București în 1971. Anul ăsta, 71-72, primul an de studii al domniei sale, cumva este sfârșitul deceniului, 62-72, deceniului de aur al diplomației românești. Practic, tot ce s-a produs mai bun în materie de diplomație, de expertiză, de excelență în diplomație, s-a produs în acel deceniu de aur al României, 62-72. Iar la post, în Japonia, ca ambasador, a fost în 2012, în mandatul 2012-2016. 2016 este anul, dacă nu mă înșel eu, în care Irina a ajuns în Japonia și l-a prins în ultimul an de mandat acolo. Evident, nu s-au întâlnit niciodată, astăzi e prima dată când fac cunoștință. Dar iată cum e lumea mică, avem aici absolvenți, cum e Irina din Japonia, cum e Cristina conectată din Cipru, practic de pe toate paralelele și meridianele globului. Domnule ambasador, dacă doriți dumneavoastră să o introduceți pe distinsa doamnă Mio Sechia. Da, este o plăcere să introduc un diplomat japonez. Doamna Mio Sechia a venit în România în anul 2018. Este diplomat la ambasadă din septembrie 2018. Diplomat în Ministerul Afacerilor Externe japonez din aprilie 2015 și, ceea ce este foarte frumos, absolventă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie Filozofie, cu un master în leadership și comunicare în organizații internaționale. Trebuie să menționez câteva din realizările acestui diplomat tânăr. Eram încă în Japonia când s-a organizat summitul de la Iseshima G7 și domnia sa a contribuit la buna organizare a acelui summit, precum și la organizarea întâlnirii miniștrilor afacerilor externe cu același prilej G7 de la Hiroshima în același an. Apoi două alte participări importante. În anul 2015 a contribuit la buna organizare a conferinței internaționale a ONU privind accesul universal la sănătate, iar în același an a avut responsabilități referitoare la Comisia Statistică a ONU. Cam aceasta este prezentarea foarte pe scurt. Ceea ce este impresionant, vorbește foarte bine limba română. Mulțumim, doamna Mio Sechia, sunteți invitata noastră să adresați masteranzilor de la geopolitică câteva cuvinte și suntem ochi și urechi. Vă rugăm. Bună seara! Mai întâi vă mulțumesc foarte mult pentru invitația și după cum am fost prezentată, mă numesc Mio Sechia, sunt atașat cultural la Ambasadei Japoniei. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare, nu știu cum să domnului ambasadorul Radu Șerpan. După cum o arată și tema seminarului de astăzi, anul acesta este unul memorabil, marcând împlinirea a 100 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice și doresc să vă mulțumesc pentru organizarea acestui eveniment. O să vorbesc puțin despre relațiile actuale ale relațiilor diplomatice dintre Japonia și România. Motivul pentru aniversării anul acesta a centenarului este faptul că în urmă cu 100 de ani, în anul 1921, a fost înființată legația României la Tokyo. Japonia și România acum sunt parteneri importanți care împărtășesc aceleași valori fundamentare.
precum statul de drept, democrația, drepturile omului și altele. Și relațiile bilaterale sunt extrem de bune și în ultimii ani s-au dezvoltat, de fapt, constant prin, de exemplu, vizita în România din 2018 a domnului Shinzo Abe și prin vizita președintelui României, domnul Klaus Iohannis, în luna octombrie, în anul următor, în Japonia. Într-un astfel de context, avansăm pregătirile pentru încheierea parteneriatului strategic, care va inaugura o nouă etapă în cooperare dintre Japonia și România. Și un plan economic, odată cu intrarea în vigoare a acordului de parteneriat economic dintre Uniunea Europeană și Japonia, în anul 2019, există o tendință în creștere către consolidarea relațiilor economice dintre Japonia și UE și dintre Japonia și România. O dovadă este creșterea constantă a volumului schimburilor comerciale bilaterale în cursul anului trecut față de anul 2019, în pofida pandemiei de coronavirus. Dacă este să vorbim despre domeniul cultural, cel de care mă ocup direct, de cursul acestui an sunt programate multe evenimente aniversare în colaborare cu Guvernul României și organizații private. Anul dintre cele mai atractive evenimente programat să aibă un loc la începutul anului viitor va fi spectacol de teatru japonez de papâși, Aua Jorului, așa se numește. Și dorim astfel să animăm atmosfera anului centenar, care am convingerea că va aduce la consolidarea în continuare a relațiilor dintre țările noastre. În plus, nu numai anul acesta, schimburile culturale și academice dintre țările noastre se desfășoară activ, în mod tradițional, prin, de exemplu, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, Festivalul Internațional de Muzică George Enescu și prin colaborările la nivel universitar. De asemenea, anul acesta este special și prin organizarea Jocurilor Olimpice și Paralimpice la Tokyo. Iar noi cooperăm cu Comitetul Olimpic și Comitetul Paralimpic din România pentru ca Jocurile Olimpice și Paralimpice să fie un succes, iar sportivii români să aibă rezultate deosebite. De aici aș vrea să dau mesajul către participanți de astăzi. Am auzit că printre participanți la acest seminar sunt la persoane care se gândesc la o carieră diplomatică pe viitor. Adevărul este că și eu personal nu sunt prea departe ca vârsta de majoritatea dintre participanților de astăzi și au trecut doar 6 ani de când am început să lucrez la Ministerul Afacerilor Externe. Dar mă simt jenată să vorbesc în fața unei persoane cu o bogată experiență diplomatică, precum domnul Radu Șerban. Dar cred că, în orice țară, Ministerul Afacerilor Externe este loc unde se adună informațiile din lume. Este un mediu extrem de simulant, să zic. Și îți oferă un fel de șansă să întâlnești mulți oameni interesanți din multe domenii. Și bineînțeles, asemenea oricălui alt job, de fapt nu este unul plin doar de lucruri plăcute în fiecare zi. Iar mai ales anul acesta, pentru că este unul de referință pentru relațiile bilaterale, mă simt că am ocazia să mă
simt de aproape tradiția bânelor de rațele bilaterare și, nu știu, mi se pare că sunt la punct de reper al relațiilor noastre. Dacă sunteți interesați să lucrați în diplomație, vă încurajez să urmați acest drum. Fie ca relațiile diplomatice dintre Japonia și România să se dezvolte și mai multe în următorii 100 de ani. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Arigato gozaimatsu. Mulțumim doamnei, am atașat cultural. Pentru mine trebuie să vă mărturisesc, mă uitam și la chipurile masteranților, este o premieră. Nu am auzit în viața mea un japonez, vorbind limba română și folosind niște cuvinte subtile, precum tradiție și altele, atât de bine. Doamna Miyosekiya, șansa mea ca să pronunț două cuvinte la un nivel minimal în japoneză a fost întâmplarea că am făcut o poză la domnul ambasador la lansarea de carte. Și așa am aflat și eu, cum se spune, mulțumesc frumos, asta a fost șansa mea, noroc am tras cu ochiul un telefon, mărturisesc, am făcut precum studenții din când în când la examen. Sunt impresionat. Ce pot să spun, de cât de bine vorbiți limba română și de mesajul frumos și pozitiv, optimist, încurajator pe care l-ați avut pentru tinerii noștri masteranzi și da, cochetează dintre ei cu ideea aceasta de a urma o carieră diplomatică și parcă văzându-vă pe dumneavoastră, vorbind atât de frumos limba română, eu zic că mai încurajați și mai motivați decât atât, nu ar putea să primească niciodată un mesaj atât de bine cât l-ați transmis dumneavoastră. Încă o dată ne bucurăm de prezența dumneavoastră aici și vă mulțumim. Doar să menționăm că doamna Miyosekiya, ca să mai devaluăm o parte din mister, a urmat facultatea la Cluj-Napoca, deci cumva este românizată parțial. Asta este una din explicațiile pentru care vorbește atât de bine limba română. Domnule ambasador, aveți cuvântul. Vă mulțumesc mult. S-au spus atâtea lucruri frumoase că mi-e și jenă să mai vorbesc, mai ales domnul profesor Neguț. Am să încep cu scuze, pentru că am mici probleme cu vocea, cu gâtul, dar sper să mă descurc. Știți că trăind în Japonia, se spunea că japonezii întotdeauna încep un discurs cu scuze, în timp ce occidentalii încep cu o glumă, iar terții își cer scuze că nu încep cu o glumă. Eu am să folosesc niște imagini, dacă îmi dați voie, încerc să împart ecranul. Este foarte bine, se vede. Vreau să vă prezint patru puncte și anume România și Japonia, statistici comparate, Uniunea Europeană și Japonia, două puteri economice globale, 3. Români faimoși în Japonia și 4. Haiku, modul meu de a înțelege Japonia. M-am gândit la statistici comparate România-Japonia pentru că vorbesc la ASE. Vorbesc unor economiști. Dacă vorbim despre statistici, atunci, într-adevăr, înțelegem că ele sunt de multe ori folosite de politicieni într-un anumit scop și ele pot să ascundă diverse intenții, diverse orientări și de multe ori niște cifre statistice ascund diverse adevăruri. Am să vă dau un exemplu elementar. Lungimea căilor ferate în România și Japonia. Avem peste 10.000 de kilometri căi ferate în România, în timp ce Japonia au 27.000. Ca atare, Japonia stă mai bine decât România, nu?
având de 2.5 ori mai multe căi ferate. Totuși, dacă raportăm la populație, observăm că România stă mai bine, da? Pentru că împărțim 10.000 de kilometri la 21 de milioane de locuitori, în timp ce în Japonia se împarte la 127 de milioane. Ca atare, distanța kilometri, mii de kilometri căi ferate raportate la populație este mai mare în România decât în Japonia. Un paradox, nu? Știm foarte bine cât de bine stă Japonia la căi ferate. Și acum vine o anumită explicație, da? E vorba de calitatea căilor ferate. Noi în România am calculat la acele mii de kilometri până și Mocănița din Munții Apuseni, în timp ce în Japonia avem peste 90% căi ferate de mare viteză, acel Shinkansen extraordinar, foarte cunoscut în lume. O altă statistică comparativă, tot așa, care ne poate induce în eroare. Numărul laureaților premiului Nobel în cele două țări. Noi avem în România 4, în Japonia 22. Pare o discrepanță destul de mare, nu? Dar dacă din nou raportăm la populație, atunci România are 0,19 laureații ai premiului Nobel la 1 milion de locuitori, iar Japonia mai puțin, dar 0,17. Deci România stă mai bine. De unde am luat aceste date, pe care o să le continuu cu niște grafice? Oricine dintre dumneavoastră poate să acceseze diverse baze de date. Eu am luat din World Factbook 2014, unde datele sunt ceva mai vechi, pentru că acele grafice le-am făcut cu anumită ocazie, dar le folosesc acum pentru că în mare parte sunt actuale. Am calculat acolo, în procente, România față de Japonia și veți vedea niște disproporții extraordinare. Uitați-vă la inflație, de exemplu, sau, de exemplu, la produsul intern brut în miliarde de dolari, 6% România față de Japonia, dar haideți să vedem în continuare niște grafice. Comparația cea mai simplă este suprafață populație și densitate. Ca suprafață, România reprezintă ceva mai mult de jumătate din Japonia, în timp ce populația este de peste 6 ori mai mică. Ca atare, densitatea în Japonia este mult mai mare, dar intervine un alt element, mai puțin cunoscut și anume, faptul că Japonia are peste 2/3 din teritoriu ocupat cu păduri, în timp ce România doar 1/3. Deci acea suprafață rămasă în afara pădurilor, care este locuibilă, este mult mai mică pentru Japonia. Deci densitatea populației în localități este mult mai mare în Japonia. Și dați-mi voie să mă mai refer la ceva apropo de păduri. Deci noi avem doar 1/3, japonezii 2/3. Principalul obiect, principalul produs la exportul românesc în Japonia este lemnul. Vă las pe dumneavoastră ca economiști să comentați. Produsul intern brut în Purchasing Power Parity, la puterea de cumpărare, uitați-vă, 288 de miliarde în România, 4.700 de miliarde în Japonia. O disproporție clară. Doar că, din nou, dacă raportăm la populație, vedem că România stă ceva mai bine. 14.000 de dolari pe locuitor față de 37.000 de dolari pe locuitor în Japonia. Haideți să vedem niște indicatori privind calitatea vieții. Speranța de viață în ani este 74,7 în România, 84,4 în Japonia. Aici nu avem ce să comentăm, cifrele sunt foarte clare. Japonezul trăiește cu 10 ani mai mult decât românul. Populația urbană în procente. Aici este interpretabil pentru că și comuna Ungheni, în care m-am născut eu, a devenit oraș între timp. Nu știu cât este de urbană localitatea, dar este considerat oraș. Totuși, uitați-vă ce discrepanță, da? 91,3% populație urbană în Japonia,
față de 52,8% în România. Cheltuielile cu sănătatea, 5,9% din PIB în România față de 9% în Japonia. Mi se pare absolut normal și cred că înțelegem cu toții această diferență, doar că atunci când vorbim despre cheltuielile cu educația, apare un paradox total. 4,2% din PIB în România față de numai 3,8% în Japonia. Este greu de explicat, din nou vă las pe dumneavoastră să găsiți motivul acestui paradox. Alți indicatori. Numărul de doctori la 1000 de locuitori. Vă vine să credeți sau nu, deci sursa este aceea pe care v-am spus-o, nu le-am inventat eu. Noi avem mai mulți doctori la 1000 de locuitori decât japonezii. 2,39 față de 2,14. Gradul de alfabetizare este oarecum normal, 99% în Japonia, 97,7% în România. Forța de muncă. Din nou, dacă ne uităm România față de Japonia, proporția este cam aceeași cu populația, deci este normal. Sigur că, din nou, revin la ideea că statisticile sunt relative. Gândiți-vă că în Japonia foarte mulți pensionari lucrează, dar lucrează benevol. Vi se pare curios, dar ei își găsesc tot felul de ocupații fără să fie plătiți. Fac parte din forța de muncă sau nu? Vă las să interpretați. Șomajul, 7,3% în România, 4,1% în Japonia. Mi se pare foarte mult față de ce știm noi despre Japonia, dar astea sunt cifrele date în acea sursă. Inflația. V-am spus, practic în Japonia nu există inflație, 0,2%. Față de 3,2% în România, este o disproporție enormă. Deși față de alte state ale Uniunii Europene, noi stăm liniștiți. Aici avem niște indicatori care în Uniunea Europeană reflectă criteriile de la Maastricht. Și domnul profesor Neguț a amintit de teza mea de doctorat din 2000, care se referea la strategii de extindere a Uniunii Europene și credeți-mă că am studiat foarte mult acești indicatori. Deficitul bugetar, minus 2,5% în România, deci se încadrează în acel 3% criteriu de la Maastricht, în timp ce Japonia, minus 8,2%. Dar și mai grozav, datoria publică, 226% în Japonia. Cea mai mare datorie publică din lume, față de 38,6% în România, o poziție foarte bună în Uniunea Europeană. Ce se întâmplă? Încerc în trei cuvinte să vă explic despre ce este vorba în Japonia, că în România știm. Japonia, deși are această îndatorire extraordinară, 226% din PIB, are o bonitate mult mai mare decât România. Este credibilă. De ce? Toată această datorie sau cea mai mare parte a ei este față de populația internă a țării. Orice japonez își depune economiile la stat pentru că are încredere în stat. Este cea mai bună, cel mai bun loc unde își poate depune economiile. Ce face statul cu acești bani? Îi folosește la exterior. Există acel JICA, Agenția de Cooperare Internațională care dă credite cu dobânzi preferențiale, așa cum este creditul pentru metroul București-Otopeni, dar dau și credite foarte multe în condiții de piață și, ca să vorbim pe românește, fac bani din bani. Deci acei bani luați de la japonezi îi multiplică dându-i în străinătate. Rezervele valutare și de aur, iarăși o disproporție extraordinară, România 48,8 miliarde dolari, față de 1.268 miliarde în Japonia. Și exportul, iarăși știm foarte bine, Japonia este o țară exportatoare,
România 65 de miliarde dolari, Japonia 697 de miliarde. Deci dacă ne raportăm iarăși la populație, Japonia stă mult mai bine, deci e peste 10 ori mai mare exportul japonez decât cel românesc. Producția de electricitate. Amintați, domnule profesor, că ați fost în Japonia în 2011, exact când a fost marele cutremur și tsunami. Eu am mers la un an după. Și vedeți, datele aici sunt la un an după, în miliarde de kWh. Vreau să vă spun că am văzut Tokyo iluminat cum nu se poate. La un an după ce 40% din capacitățile de producție electricitate erau închise. Era capacitatea nucleară. Din cauza accidentului de la Fukushima, toate centralele nucleare au fost închise. Și totuși, acea țară nu a resimțit absolut deloc lipsa de electricitate. Deci se poate și așa. E, să vedem acum și partea pozitivă pentru România. Rezervele de petrol în milioane barili, 2013, 600 în România, abia 44,12 în Japonia. Rezervele de gaze naturale în miliarde de metri cubi, 105 în România și abia 20 în Japonia. Nu intru în detalii, pentru că nici nu avem timp, sunteți economiști și înțelegeți raportul între existența unor rezerve ale țării și creșterea economică a țării. Aici am datele privind exportul și importul României. În Japonia, sigur, am avut un an de vârf în 2005, dar dacă ne uităm la exportul românesc, el a crescut constant și avem șanse mult mai mari acum, poate că o să mai comentăm Brexit puțin, pentru că, într-adevăr, avem și ceva pozitiv din acel Brexit, pentru că, de exemplu, dacă luăm investiția Makita, ea s-a mutat foarte mult din Marea Britanie în România. Vorbind despre export și import, țin să mă refer puțin la structură. Uitați-vă la structura exportului românesc spre Japonia. Cam jumătate avem materii prime. De la japonezi spre România, mașini și utilaje. Mă rog, puteți să vedeți și celelalte procente, dar aceasta spune ceva despre structura economică a unei țări și despre schimburile între noi și Japonia, față de care eu întotdeauna mi-am exprimat dorința de a le îmbunătăți ca structură. Nu mai intru în detalii. Investițiile japoneze în România. Sunt niște cifre aici în milioane dolari. Am amintit Makita. Eram în anul 2011 în Anglia și cea mai mare investiție britanică în România era Makita. De ce? Pentru că se făcuse prin Makita Londra. E, acum, după Brexit, este o investiție japoneză în România și vom avea sigur, șanse să se multiplice. Și am fost recent în zona acolo unde are Makita fabrica și am văzut un lucru extraordinar, era exact când cireșii erau în floare și între cele două localități unde se află fabrica Makita era de o parte și de alta o alee minunată de sakura, cireși înfloriți. Punctul 2. Uniunea Europeană și Japonia, două puteri economice globale. Așa cum spunea domnul decan Neguț, m-am ocupat mult de Uniunea Europeană și vrând nevrând am urmărit evoluțiile cu atenție. Există o tradiție ca ambasadorii Uniunii Europene să se întâlnească cel puțin o dată pe lună. Și am urmărit cu atenție evoluțiile relațiilor dintre Uniunea Europeană și Japonia, dar nu despre acele relații aș vrea să vă vorbesc, ci mai degrabă despre
rolul celor două economii în lume. Uitați aici niște grafice simple. Ce înseamnă Uniunea Europeană și Japonia împreună în lume? Ele reprezintă 30% din economia globală în termenii PIB, dar reprezintă și mai mult în comerțul mondial, 44%, pentru că ambele sunt niște economii deschise spre exterior. Și în sfârșit, economii care investesc foarte mult în afară, uitați-vă, doar împreună Uniunea Europeană și Japonia reprezintă 50% din fluxul investițional din lume. Îmi amintesc că venise doamna Angela Merkel la Tokyo și eram în sală într-un moment în care vorbea foarte frumos despre cea mai mare economie a lumii, Uniunea Europeană, și a treia economie a lumii, Japonia. Mi-am dat un cot cu vecinul și ne-am întrebat zâmbind, dar a doua care este? Apropo de statistici, uitați-vă pe grafici, pe grafic, Uniunea Europeană, sigur, reprezentând la vremea aceea 28 de țări cumulate, depășea chiar și Statele Unite. Numai că pe urmă se reluau economiile statelor membre, Germania, Franța, Marea Britanie, Italia și așa mai departe. Deci, practic, atunci când vorbim despre prima și a treia economie a lumii, sigur, Japonia era a treia după SUA și China. Revin la datoria publică, pentru că atunci când comparăm Uniunea Europeană cu criteriile ei de la Maastricht și Japonia cu o altă concepție economică despre datoria externă, vedem niște lucruri interesante, da? Uniunea Europeană 88,9% în cel mai rău caz, în timp ce Japonia 245,5% datorie publică. V-am explicat care este logica japonezilor. Acorduri de liber schimb în lume. Este interesant să vedem cum se compară Uniunea Europeană cu Japonia. Ca număr de acorduri de liber schimb, Uniunea Europeană avea la vremea respectivă 28, Japonia doar 13. Ponderea acordurilor de liber schimb în totalul comerțului era 78% în Uniunea Europeană și numai 15% în Japonia. Știm foarte bine că Uniunea Europeană este o campioană la negocierea și semnarea de acorduri de liber schimb. Nu mai stau să compar cu alte țări. Închei acest capitol îndemnându-vă ca economiști să vă gândiți cum se situează acum România în angrenajul UE-Japonia, mai ales după Brexit. Am să trec la punctul 3, români faimoși în Japonia, acei români de roman, despre care a vorbit foarte frumos domnul decan Neguț. Și am să trec foarte repede în revistă personajele, pentru că nu avem foarte mult timp. Anatolie Tihai, ambasador al Ortodoxiei în Japonia. Am spus, dacă 85% dintre români se declară ortodoxi, atunci ortodoxia este unul din elementele de tradiție și de cultură românească. Iar acest Anatolie Tihai a fost unul dintre primii români care au scris despre Japonia, fiind acolo, învățând limba și așa mai departe. Și el spunea foarte frumos că japonezii nu sunt mai prejos decât oricare dintre națiunile europene. Basila San, industriaș și explorator, a propus în 1899 deschiderea relațiilor diplomatice dintre România și Japonia, nici mai mult, nici mai puțin. Era momentul când se construise Transiberian și el susținea că tocmai în extremul Orient se joacă abilitățile diplomatice ale momentului. A susținut acea conferință în fața regelui în 1899, expunându-și cu multă claritate această idee a necesității deschiderii relațiilor diplomatice. Otilia de Cozmuță, un adevărat model de diplomație culturală,
Într-adevăr, poate fi de roman. Spunea cineva că s-ar putea face chiar un film, poate de ce nu, de desene animate și așa mai departe. Oricum, o biografie pitorească. A scris în Luceafărul la Budapesta într-o limbă română impecabilă despre vizitele sale în Japonia. Picturile sale au fost cumpărate de regina Elisabeta a României, picturi, bineînțeles, de influență japoneză. Dumitru Nistor, un ardelean de la Năsăud, care a navigat până în Japonia la începutul Primului Război Mondial și care practic a supraviețuit prin cuvântul scris. După ce a văzut Japonia o vreme pe navă, a fost luat prizonier și a trăit 7 ani în Japonia ca prizonier și totuși scrie, a scris destul de mult, într-un limbaj simplu, pentru că el era un om simplu de la țară, despre japonezi și le aprecia foarte mult patriotismul. Dacă aveți curiozitatea, puteți să găsiți pagini frumoase scrise de el. Cel mai important personaj, foarte clar, pentru noi, mai ales acum aici, este primul ambasador al României în Japonia, Nicolae Xenopol, cel care scrisese deja cu mult timp înainte romane și cărți de economie, iată aici Brazi și Putregai și Larișez de la Rumanii. Pentru mine, Nicolae Xenopol este întemeietorul, pentru că el a întemeiat 2 instituții de bază din viața mea, ASEUL în 1913 și Ambasada României din Tokyo în 1917. În toamna lui 1917 a plecat cu trenul, deci guvernul României era în exil la Iași, a plecat cu trenul transiberian până la Vladivostok și de acolo cu vaporul la Tokyo pentru a deveni primul ambasador român în Japonia. Am citit foarte mult, sunt multe lucruri interesante despre Nicolae Xenopol. Iată aici cererea de audiență la împăratul Japoniei, scrisă de mână de Nicolae Xenopol. Și aici scrisorile de acreditare ale lui Nicolae Xenopol, în data de 19 noiembrie 1917, a fost primit de împărat și și-a depus scrisorile de acreditare. Vedeți, în limba japoneză și în franceză. Da, e mult de vorbit despre Nicolae Xenopol. Îmi pare rău că în 2013 eram în Japonia când s-a celebrat centenarul ASEUL-ului. Oricum, sunt bucuros că am reușit să-l prind în această carte ca un personaj cheie. Ioan Timuș, așa cum a spus și domnul decan, este un personaj... nu știu, bizar oarecum, totuși este, s-ar putea spune, unul dintre cei mai mari niponologi români. El a practicat acea diplomație de la om la om. A fost îndrăgostit de Japonia și în Japonia. A scris multe cărți, romane, memorii și a ajuns să predea, așa cum s-a spus, limba japoneză de la catedră. Mulțumesc domnului profesor că a găsit fotografia. Îmi pare rău că n-am apelat la timp ca să ne dați să o înserez în carte, dar nu e niciodată prea târziu. Elie Bufnea, din Țara Moților în Țara Soarelui. Am citit o carte a sa excepțională, o carte foarte bună, Pe drumuri japoneze. Am citit-o și am recitit-o, am cumpărat-o de la un anticariat. N-am reușit să aflu din toată cartea care a fost misiunea sa diplomatică, pentru că a fost primit cu protocol, cu fast în gara Kyoto de un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe japonez, Keizo Yokoyama, dar în sfârșit, pe urmă, din alte cercetări, am aflat că una din sarcinile lui de bază, pentru că, sigur, el s-a ocupat de repatrierea
românilor aflați în Japonia la vremea respectivă și în Extremul Orient, dar a fost misiunea de repatriere a rămășiților pământești ale ambasadorului Xenopol, pentru care a primit tot sprijinul Ministerului Afacerilor Externe japonez. Voicu Nițescu, viitor senator și ministrul Transilvaniei în guvernul românesc, a organizat repatrierea voluntarilor români din Siberia, a ajuns, după cum v-am spus, ministru al Transilvaniei și iată-l aici, în compania regelui Carol al II-lea, un personaj important în viața interbelică a României. Victor Cădere, un diplomat de succes, șef al misiunii de repatriere a voluntarilor români în 1919, deci imediat după Marea Unire, a avut 3 vizite în Japonia. Există mult, au scris colegii din Externe o carte despre Victor Cădere, foarte bună. Eu nu am accesat deloc arhivele Ministerului Afacerilor Externe, în schimb, din ceea ce au scris colegii și din ce m-am documentat, am aflat multe lucruri interesante. Iar această fotografie am găsit-o în cartea lui Bufnea. Deci nu este din Arhiva Ministerului Afacerilor Externe. A efectuat, cum spuneam, 3 vizite în Japonia și memoriile și le-a predat Ministerului Afacerilor Externe destul de târziu, după 1960, dovedind însă clare calități militaro-diplomatice și mult patriotism și un suflet nobil și tenace în fața vicisitudinilor războiului. Carol al României, ce să vă spun, în 1920 a fost primit la cel mai înalt nivel, ca un șef de stat, cu tot protocolul, iar cronica vizitei sale a făcut-o generalul Găvănescu, care era membru în echipa sa, uitați-l în dreapta jos pe general. Generalul Găvănescu a scris această carte, Ocolul Pământului în 7 luni, în care volumul 5 se referă numai la Japonia. O carte extraordinară în care am regăsit multe elemente de protocol diplomatic păstrate exact la fel până în ziua de astăzi. Uitați-l pe prințul Carol în mână cu un șoim dresat pe care îl aruncă pentru a vâna. Am participat și eu la diverse momente protocolare organizată de Casa Imperială sau de Ministerul Afacerilor Externe de genul acesta. Un alt personaj, Aurel Ion Vasiliu, ambasador în Japonia, încearcă într-o misiune imposibilă să obțină ratificarea tratatului de la Paris din 1920, prin care se recunoștea unirea Basarabiei cu România. A făcut toate eforturile, am scris în carte destul de mult, dar bineînțeles că nu a reușit. E o chestiune discutabilă. Cei care au acces la arhivele Ministerului de Externe pot să afle mai multe. Un personaj foarte pitoresc, despre care am făcut un seminar în 2013 în Japonia, Monseniorul Vladimir Ghica, a fost primit de împărat în data de 20 martie 1933. Când eu am mers în Japonia, se vorbea doar despre o legendă. Și pentru că nu mi-era foarte clar, m-am adresat cu insistență atât Ministerului de Externe cât și Casei Imperiale să aflu dacă într-adevăr a fost primit sau nu de împărat. Și nu numai că am aflat, dar am obținut documente importante pe care le-am predat Arhivei Ministerului Afacerilor Externe. Iată, de exemplu, aici, un CV memorabil aflat în arhivele Casei Imperiale, frumos dactilografiat în limba franceză și tradus în limba japoneză. A fost un personaj pitoresc despre care s-a scris foarte mult în presa vremii. Sunt foarte multe fotografii în compania unor japonezi. Generalul Băgulescu, atașat militar și ambasador al României în Japonia, dar poate înainte de toate scriitor și colecționar de artă.
un personaj de asemenea controversat, eu am îndrăznit la un moment dat să-l compar cu Churchill, pentru că el a fost un erou în primul război mondial, erou în al doilea război mondial, ajunge ambasador, ajunge scriitor, un personaj extraordinar. Sigur, ca toate personajele de genul acesta, este și controversat. Nu am intrat în zonele de umbră ale vieții sale, dar nu pot să nu amintesc faptul că o carte a sa extraordinară, Suflet japonez, a primit marele premiu pentru literatură în Franța, pentru că acea carte a fost tradusă în mai multe limbi. În sfârșit, un personaj care, zic eu, poate reprezintă cel mai bine România în Japonia, este Constantin Brâncuș. Geniul său a marcat foarte mult sculptorii japonezi. În orașele Japoniei se găsesc sculpturi de clară influență brâncușia, dar se găsesc și 14 opere ale lui Brâncuș în diverse muzee. Mi-am făcut timp să le vizitez, să vizitez toate aceste muzee. Este extraordinar cât de frumos vorbesc japonezii despre Brâncuș. Despre Brâncuș, nu Brâncusi. Când am mers cu soția la Yokohama, la muzeu unde se află Pasărea Măiastră, și ca să nu bâșbuim prin săli, am întrebat unde este sculptura lui Brâncusi, s-a uitat la noi, curioși, nu, cine este Brâncusi? Și vorbind cu soția despre Brâncuș, s-au luminat, a, Brâncuș, da, și ne-au explicat unde este Pasărea Măiastră a lui Brâncuș. Sigur că alături este o sculptură a discipolului său, care se cheamă Omagiul lui Brâncuș. Am organizat acolo un simpozion, să spun, despre Brâncuș și de unde ne așteptam la vreo 30 de persoane, am avut 70 de persoane în sală, cu totul surprinzător, pentru că nu credeam că este atât de iubit și căutat în Japonia. Chiar mă sfătuiam cu colegii de la alte ambasade din Uniunea Europeană, vorbind fiecare, care ar putea să fie simbolul țării noastre. Sigur că mai în glumă unii ziceau de Dracula, nu știu ce, dar cred că rombul din coloana infinitului al lui Brâncuș ar simboliza foarte bine România și să știți că l-am întâlnit în mai multe momente, au fost expoziții românești în orașe de provincie în care piedestalurile erau sub forma unor fragmente din coloana infinitului a lui Brâncuș. Iată-l aici pe Isamu Noguchi, discipolul său, o poveste foarte interesantă. El a trăit în America, a aflat despre Brâncuș și a vrut neapărat să vină să învețe de la Brâncuș sculptura. A venit în Franța, el nu vorbea o iotă franceză și totuși s-au înțeles cu instrumentele sculpturii. L-a venerat. În anii 60 a venit la Târgu Jiu, special ca să-i vadă complexul de acolo. Și iată ce spunea despre Brâncuș. Este extrem de periculos să ai un maestru atât de puternic precum Brâncuș. Și totuși a adăugat el, Brâncuș a fost un copac la umbra căruia au putut crește și alții. Uitați în stânga, este o sculptură foarte aproape de gara Tokyo, din centrul capitalei nipone, care, bineînțeles, când am văzut-o, mi-a amintit automat de Brâncuș. Sunt foarte multe asemenea sculpturi care aduc a coloana infinitului sau unele aduc cu Pasărea Măiastră a lui Brâncuș. În sfârșit, punctul 4, poate m-am grăbit un pic, dar să știți că prefer să mai dialogăm, nu vreau să vă plictisesc cu ceea ce am eu de prezentat.
Totuși, punctul 4, haiku, modul meu de a înțelege cultura japoneză. Domnul decan Negus deja a explicat în câteva cuvinte ce înseamnă haiku, un poem în trei versuri, primul de 5 silabe, al doilea de 7, al treilea tot de 5, care de regulă are o referire la un anotimp și de regulă are două elemente juxtapuse. Sigur că în timp, mai ales în Occident, haiku a evoluat. S-a mai renunțat la elementul obligatoriu, natură sau anotimp, trecându-se și spre meditație, mai ales în limba franceză, de aceea unul dintre volumele mele de haiku l-am intitulat Meditative. Am să vă prezint câteva fotografii cu haikuri în trei limbi. Au fost amabili japonezii și au tradus și în limba japoneză, însă dincolo de haiku, fiecare fotografie ne spune ceva. Și acele fotografii le-am făcut simplu, cu telefonul. Vă recomand tuturor celor care veți ajunge la Tokyo să vizitați parcul Hibiya. Nu numai pentru frumusețea parcului și pentru faptul că este foarte aproape de Palatul Imperial, dar acolo am descoperit pe Romulus și Remus cu lupoaica, un simbol al romanității. Și iată haiku, spirit românesc, dinspre parcul Hibiya, Romulus Remus. O altă imagine, la vreo 100 de kilometri nord de Tokyo, ne prezintă pe cel mai înalt Daibutsu. Daibutsu este sculptura lui Buddha, în limba japoneză, imens, dar am reușit să prind o fotografie cu aceste azalee frumoase. Learning from flowers, beautiful serenity, right inside myself. Foarte aproape de ambasada Japoniei, României din Tokyo, veți vedea o clădire superbă, turnul Mori, Mori Tower. Mori este numele proprietarului și vreau să vă spun că în 2012, când am mers acolo, am urcat la etajul 52 și s-a produs un cutremur. Cutremurile în Japonia sunt cotidiene. Am mai trăit multe cutremure sus, pentru că este un restaurant la etajul 49, dar vreau să vă spun că această clădire rezistă la cutremure absolut fără nicio problemă. N-am să vă mai citesc haiku, îl vedeți? Același turn Mori, reflectat în lacul de alături, pe care s-au scuturat petalele de flori de cireș, sakura, și sigur că puțin m-am abătut și eu de la regula clasică haiku-ului, însă până și imaginea, pentru că aici se vorbește de foto-haiku, imaginea în sine arată că e primăvară. Cu cât ne mândrim, la vremea judecății, scufunda ne vom. Tot la Tokyo veți găsi, bineînțeles, Tour Eiffel, în mărime exact copiat, doar că este cu 10 metri mai înalt. Această fotografie, tot așa prinsă în momentul cireșilor înfloriți, mi-a sugerat acest haiku. Din gingășie se înalță firi semețe, forța iubirii. Foarte interesant, undeva aproape de ambasadă, plimbându-mă simplu pe stradă, am văzut la baza unei sculpturi harta României. Surprinzător. M-am documentat, am aflat Neculai Pătrâi, un sculptor român pe care l-am vizitat după ce m-am întors în România, un sculptor care a câștigat un concurs în Japonia și a cărui sculptură este expusă pe o stradă foarte aproape de ambasada României. Gând necuvântat, migrând peste aleanul român-onipon.
Vedeți acești doi pelicani cu ciocurile legate? Sigur, fiecare sculptor își explică și interpretează lucrările. Am stat foarte mult de vorbă în atelierul său de vis-a-vis de televiziunea română. Neculai Păduraru este un sculptor de excepție. Nu se putea fără Muntele Fuji, sigur. Recent a apărut o medalie jubiliară la centenarul român Nippon. Pe o parte este Muntele Fuji, pe cealaltă este crucea de pe Caraiman. Am vizitat de multe ori Muntele Fuji și am avut și îndrăzneala să le scaladez până sus. Aceasta este o poză de pe vis-a-vis de un lac, ecou ancestral. Prin flautul lui Fuji, șuiera timpul. Da, tot despre Fuji, am fost cu soția în vizită cu mașina la un moment dat și la întoarcere am prins o imagine a muntelui în oglinda retrovizoare și mi s-a părut că este litera A, oarecum. Alfabet pe cer. Fuji s-a oprit din scris la litera A. Așa cum vă spuneam, l-am escaladat, a fost o experiență unică. Se spune că trebuie să fii nebun să ajungi în Japonia și să nu urci pe muntele Fuji, dar trebuie să fii și mai nebun să urci a doua, pentru că efortul este într-adevăr colosal. Poza asta am făcut-o în dimineața lui 23 iulie 2014, de pe vârful muntelui Fuji, pe sacre piscuri, a nevoie respirând, vara, Blajin Călugăr. Sigur, sunt foarte multe momente oficiale. Acesta este în sanctuarul Meiji, în centrul Tokyo-ului. Cei care ați fost, sigur l-ați vizitat, pentru că este un must pentru cei care vizitează capitala niponă. Și la o anumită festivitate se bătea această tobă și așa mai departe. Tactul schimbării. La sanctuarul Meiji, ecou milenar. Într-adevăr, sanctuarul este milenar. Foarte interesante evenimentele la care ne invitau de la Ministerul de Externe sau de la Casa Imperială, cum este, de exemplu, acest tir cu arcul din Guanacalului. Foarte interesant. Organizat într-un parc din centrul Tokyo-ului, detace cântul, arcușul arc devine. Șuier de săgeți. Da, am folosit diverse imagini, după cum vă spuneam, făcute de mine. Acest parc Ueno, în partea de nord a capitalei Nippon, este primăvara sau mai spre începutul verii acoperit cu flori de nufăr sau de lotus. Minunat! Ai impresia că poți să calci pe lotus până la templu. Un peisaj minunat. Imaginea este însă de toamna, când au mai rămas doar lujerii. Revine toamna, spirite zgribulite, glisând spre templu. Această imagine este din Odaiba. Odaiba este un cartier, să-i spunem, al Tokyo-ului, o insulă artificială construită undeva peste apă, un orășel modern, orășel dacă putem să-i spunem, pentru că Tokyo are 30 de milioane de locuitori și atunci față de total Tokyo, sigur, Odaiba este un orășel. Am stat ceva timp ca să prind soarele la baza acestei sculpturi, care fără îndoială ne duce cu gândul la o pasăre maestră a lui Brâncuș și, bineînțeles, mi-a inspirat un haiku, Înalte chemări. Propuls, pasăre în spațiu. Și iată acea sculptură în apropierea gării Tokyo, care de asemenea mi-a inspirat un haiku, suflet veșnic, frunză purtată spre cer, din treaptă în treaptă.
Aici este podul acela despre care vă vorbeam, care leagă Tokyo propriu-zis de cartierul Odaiba. Am făcut o croazieră foarte frumoasă cu șalupa, acolo se vede podul curcubeului, să-i spunem, Rainbow Bridge. Și ce era interesant, că stropii de apă din urma șalupei uneori făceau un curcubeu suprapus pentru, peste podul curcubeului. Siajul zilei. În zbor spre curcubeu, stropi, visând lumina. Și dacă tot vorbim de curcubeu, mă întorceam odată cu Shinkansen-ul, cu trenul de mare viteză, de la Hiroshima. Și la un moment dat, după ploaie, a apărut curcubeul. Când m-am uitat mai atent, sursa de unde ieșea curcubeul era o livadă de cireși înfloriți. O imagine rarisimă. Sigur că am mărit puțin fotografia ca să se vadă livada de cireși. Inflorescența vrerii ascunde tăceri multicolore. Tot în Odaiba întâlnim o biserică aproape de o clădire ultramodernă din beton și sticlă, în care, bineînțeles, lifturile circulă cu mare viteză și vedeți și partea aceea de sus cu mai multe etaje care traversează între doi piloni. Dar biserica simplă este una foarte frumoasă, are o grădină minunată și tot așa mi-a inspirat un haiku. Urcuș sufletesc. Cerul ne cere la el fără lifturi. Deși biserica este mult, mult mai mică decât clădirea cealaltă, sufletește, ne înălțăm mult mai mult prin biserică, nu? Decât prin lifturile din clădirea modernă. Japonezilor le place să copieze. V-am arătat Tour Eiffel, o să vedeți Statuia Libertății, și aceasta este grota de la Lourdes din Franța, în mărime naturală, care este construită lângă Catedrala Sfânta Maria din Tokyo, unde mergeam cu plăcere să ne relaxăm cu soția. Și iată și un haiku legat de aceasta. Ca într-o mină a Duhului necuprins, cobor în mine. La 100 de kilometri sud de Tokyo se află o zonă minunată. De fapt, totul este frumos în Japonia, natura este mirifică. Se cheamă Yokogiri, Nokogiri Yama. Scuzați, Yama înseamnă munte, Nokogiri este numele muntelui. De pe munte se vede oceanul, jos. Sunt niște peisaje superbe. Tăria firii. Când sub noi vidul crește, floarea de stâncă. Iată acea catedrală, Sfânta Maria, despre care v-am vorbit. Trebuie să vă spun câteva cuvinte despre ea. Arhitectul este Kenzo Tange, cel care în 1964 a proiectat marile clădiri de la Jocurile Olimpice de atunci, un mare arhitect al vremii. Primesc mesaje de la părinți din ceruri. Mailul zăpezii. Un alt turn din Tokyo, Skytree se cheamă, a fost inaugurat în aprilie 2012 și am fost invitat cu soția la inaugurare, acolo sus în vârf. Este, la vremea aceea era cel mai înalt turn de televiziune din lume, o minune a arhitecturii japoneze. De ce? Folosește tehnica veche japoneză în care inima, miezul unui turn este din lemn și restul se mișcă puțin în jurul acelei inimi pentru a rezista la cutremure. Deci este o clădire flexibilă. Noapte prelungă, uvertura corbilor, concert din nadir. O casă cu acoperiș de paie, construită din bușteni, pe temelie de piatră.
cum am văzut-o, mi-am amintit casele din Munții Apuseni, spre Roșia Montană, acolo de unde sunt și străbunii mei. Gokayama, unde am văzut această casă, este un sat declarat monument UNESCO. Este superb. Vă recomand, dacă ajungeți prin Japonia, să vedeți, să vă treceți Gokayama pe listă. Străbuna casă, aceleași margarete, nepoții schimbați. Casa străbunicului meu, din Cristești Alba, era foarte asemănătoare, de aia mi-a amintit de nepoții schimbați. Această fotografie am făcut-o undeva în sud-vest. Se spune că este cel mai mare arbore de camfor din Japonia. Interiorul grotei, vedeți că este o ușă acolo, are 6 metri diametru. Fotografia a fost inclusă într-un album care se chema Japan Through the Eyes of Diplomats. Scorbura minții, palat sau închisoare, pe frunte doar riduri. Primăvara este superbă în Tokyo, iată o clădire clasică în stil european, dar cu acea superbă floare de cireș, sigur, cu un haiku adecvat. Aceasta este o clădire proiectată de un alt arhitect foarte renumit, Kengo Kuma, care construiește și în ziua de astăzi. El este un arhitect foarte cunoscut, modern. Uitați-vă, parcă este o clădire făcută din bețe de chibrit și totuși foarte rezistentă la cutremur. Niciun cutremur nu poate să ne surpe din suflet casa. Am prins o iarnă teribilă, pot să spun, în ianuarie 2014 în Tokyo, când arborii de camfor care au frunze veșnice și-au rupt crengile sub povara zăpezii, a nins foarte mult. Acesta este un parc foarte aproape de ambasadă în care obișnuiam să merg, dar atunci, în ziua aceea, a fost închis din cauza că se rupeau crengile și era pericol pentru cei care intrau în parc. Sigur, natura și parcurile sunt foarte bine îngrijite și au avut grijă atunci să închidă parcul. Se ascute iarna, foșne de aripi negre tăind văzduhul. În nord, departe de Gokayama, în Toyama, prefectura Toyama, am mers în luna iunie, știind că acolo sunt niște fenomene foarte interesante. Începând de prin luna mai, se taie între, prin nămeții aceia mari, șoseaua cu niște utilaje speciale, iar nămeții ajung uneori la 22 de metri înălțime. Aceasta era în luna iunie, când zidurile aveau 11 metri. E un fenomen rar și numai japonezii își pot permite să consume atâta energie ca să creeze aceste imagini formidabile și sunt foarte mulți vizitatori care merg să vadă acest canion de zăpadă. Nămeți fioroși, sub tandre raze dispar, putere blândă. Nikko. Nikko este un fel de Sinaia japoneză. Am mers de nenumărate ori și am prins și această iarnă frumoasă când am mers cu un grup de ambasadori invitați de Ministerul Afacerilor Externe. Vedeți acolo, în stânga jos, cele trei maimuțe foarte cunoscute în Occident și eu așa am aflat de cele trei maimuțe la Bruxelles, că reflectă indiferență, da? Nu vorbesc, nu aud, nu văd în jurul meu. Mă interesează doar propria persoană. Ei, în Japonia, cele trei maimuțe înseamnă altceva. Nu văd, nu aud, nu vorbesc despre rău.
Nico sub omăt, mut, orb și surd la rele. Trei maimuțe în lemn. Tot la Nico am prins și momente cu soare foarte frumoase, când se topea zăpada, se topeau țurțurii. Templul din Nico, suflete înmuiate când țurțurii plâng. Și în sfârșit închei aici, la un muzeu al Bașoo, am făcut această fotografie. Sigur că Bașoo a trăit acum 300 de ani, dar haiku nu numai că îi supraviețuiește, dar devine tot mai popular în lume și am mândria că am contribuit și eu cu ceva la dosarul depus la UNESCO pentru inscrierea poemului haiku în patrimoniul UNESCO. Pribegi prin lume, diaspora lui Bașoo, perpetuum liric. Și dați-mi voie să închei revenind la ASE, pentru că este gazda noastră astăzi. M-am bucurat să văd statuia lui Nicolae Xenopol, ridicată acolo la centenar în 2013, la centenarul înființării ASE-ului. Folosesc prilejul să vă mulțumesc mult că m-ați invitat astăzi la acest webinar, să-i spunem. Vorbeam cu domnul profesor la un moment dat că acum exact 50 de ani am trăit cu emoție în aula ASE-ului momentul când Iosif Constantin Drăgan a venit acolo și le-a vorbit studenților. Trăiesc aceeași emoție acum în prezența dumneavoastră, oarecum tot la ASE. Vă mulțumesc mult. Poate m-am grăbit un pic, dar e mai bine să avem timp pentru discuții, întrebări și așa mai departe. Mulțumesc. N-am cum să încep altceva decât printr-un prelung. Cred că ne-ar trebui câteva momente bune să lăsăm să se consume și să ne treacă prin toate celulele emoția a ceea ce ați reușit să transmiți, să transmiteți. Personal, și am auzit multe speech-uri și multe discursuri, eu nu am mai văzut și nu am mai trăit un asemenea melanj. Și eu cred că nu știu ce spirite ainu, ce spirite șintoiste v-au insuflat, dar cred că doamna Mio Sechia este de acord cu mine că ceea ce ați făcut dumneavoastră cu statistica, poate să putem să brevetăm de astăzi înainte o sintagmă care să se numească statistică haiku. Un poet al statisticii, un talentat al statisticii. Eu cred că dacă dumneavoastră, studenții noștri, v-ar fi prins profesor predând statistică sau econometrie în ASE, n-ar mai fi fost restanțieri. Eu așa ceva nu am mai văzut, să prezenta statistica de o asemenea manieră, astfel încât că mi-a plăcut mie nu înseamnă nimic, dar o să vă transmit pe telefon mesajele studenților, ei fiind restanțieri de viță veche la statistică, la econometrie, la treburi care țin de statistică, în general vorbind, este ceva fabulos. Iar apoi, nu știu de ce vacanță mai avem noi nevoie, pentru că la felul în care ați făcut tranziția spre ce are mai frumos Japonia, una dintre cele mai automatizate țări ale lumii, una dintre cele mai robotizate țări ale lumii, este totuși una dintre țările, dacă nu cumva singura, care are drept simboluri naționale, trei elemente ale cadrului natural. Floarea de cireș, Sakura no Hana, crizantema și muntele Fuji, pe care știm foarte bine, Fujiyama, pe care îl și personifică sub forma de Fujisan. Și eu personal sunt, repet o chestiune pe care am spus și acum câteva zile, parcă sunt un personaj din Marin Preda, care aflându-se la o grădină zoologică se învârtea în jurul țarcului girafei și se tot învârtea și la un moment dat afirmă: așa ceva nu există.
girafa era în fața lui, așa ceva nu există. Tot cam ăsta este sentimentul meu acum. Pe chat s-au scurs câteva întrebări și o să revenim la ele. M-aș îndrepta acum atenția chiar în Japonia, acolo unde se află Irina Grigorovici, absolventa masterului nostru, absolventă și de ASE. Irina a absolvit și Universitatea din București, dacă nu greșesc eu, a făcut limbi străine. Nu? Nu. Am absolvit într-adevăr o facultate de limbi străine, dar privată. Ok. Irina, ai cuvântul. Am scurtat. Bună seara tuturor, îmi face o deosebită plăcere să fiu aici și să ascult persoane care sunt atât de pasionate de Japonia. Mulțumesc pentru invitație. Legat de mine, să discutăm pe cât posibil, nu știu, să avem o discuție liberă în ceea ce privește Japonia. Momentan, foarte pe scurt despre mine, după cum ați menționat deja, sunt aici de 5 ani. Sunt momentan doctorandă. Într-adevăr, am absolvit atât masterul de geopolitică și la momentul respectiv se numea Relații Economice Internaționale, acum Geopolitică și Afaceri. Și în paralel, după un an de ASE, am mers și la Facultatea Dimitrie Cantemir din București, unde am studiat limba japoneză. Și pentru mine, decizia de a alege limba japoneză a pornit de la civilizație și de la cultura japoneză, dar tot ceea ce a urmat a fost legat de limba japoneză pentru mine. Și în paralel, urmând masteratul de geopolitică și afaceri, și am zis să fac un fel de combinație, dat fiind faptul că vorbim despre Japonia, care este puterea economică, care este și în același timp civilizația care este, și pe de altă parte, în paralel, nu voiam să pierd nici limba atât cât de puțin o stăpâneam și la vremea respectivă, la vremea respectivă. Și da, am încercat să ajung în Japonia. În cele din urmă am reușit să ajung acolo cu o bursă. Și iată-mă aici. Cum este, Irina, pentru un român, care este contactul, primul contact? Ce a fost greu? Ce a fost foarte greu când ai ajuns acolo, la studii? Și, deopotrivă, ce a fost ușor? Ce te-a prins imediat? Pentru mine nu a fost neapărat dificil. Asta nu înseamnă că nu au fost momente la care a durat până când să mă adaptez. Dar, la modul general, de unde am studiat foarte mult despre Japonia, despre istorie, despre limbă, știam la ce să mă aștept. Și surprinzător, sau nu, pentru mine cel puțin a fost, cam tot ceea ce am citit s-a adeverit odată ce am ajuns acolo și am trecut la constatări. Pentru că de multe ori ajungi într-o țară despre care ai citit, deși probabil că trebuie să experimentezi mai mult și latura aceasta, pentru că la urma urmei nu am locuit decât în România și în Japonia, dar senzația mea este că nu de fiecare dată sau de poate puține ori se întâmplă să citești atât despre și să înveți atât despre o țară și apoi să constați că cam totul este exact așa cum ai citit până la un punct. Lăsând asta deoparte, într-adevăr, odată ce am ajuns aici, constați că este o țară complet diferită și o cultură complet diferită. Primul șoc a fost
evident, șocul limbii. În ciuda faptului că știam ceva japoneză, da, am constatat că am subestimat fără doar și poate capacitatea de a silabisi orice fel de cuvânt, fie și fără să-l înțeleg. Și da, au fost momente mici de frustrare în care eram în fața multor ideograme japoneze la origine, chineze. Și da, ești înconjurat de multe ideograme și nu înțelegi imediat ceea ce este în fața ta, fie că vorbim despre o telecomandă aerului condiționat sau de toate etichetele posibile și imposibile din supermarket. Și clar au fost momente da, în care mi-aș fi dorit să înțeleg totul imediat atunci când voiam să știu. Lăsând asta deoparte, Japonia este o țară extrem de călduroasă, cel puțin din experiența mea și poate asta se datorează, deși nu neapărat, locului unde sunt momentan. După cum ați menționat, în Fukuoka, în partea de sud, în insula de sud, Kyushu, a Japoniei. Și rămâi clar, în ciuda faptului că citești despre anumite lucruri, inclusiv cum ar fi faptul că, ok, dacă ai nevoie de informații și întrebi pe cineva, acel cineva sau acea persoană va veni cu tine și te va conduce efectiv la locul respectiv. Ok, citești, ești impresionat, dar în momentul în care chiar se întâmplă, e altă poveste. Drept urmare, da, a fost un melanj de o exact combinație aceasta. De ok, da, știu, dar pe de altă parte, odată ce trăiești anumite lucruri, le simți puțin diferit. Iar în rest, sunt foarte multe detalii legate de Japonia pe care ajungi să le experimentezi odată ce trăiești aici. Dar sunt atât de mici, de asta sugeram în prealabil eventual să fiu întrebată concret despre ceea ce este de interes. Eu zic că o să fie întrebări. Noi, eu cel puțin aici sunt înconjurat de tot felul de dispozitive pe care primesc întrebări, elogii, ci să cutremure așa, să comute creierii în cap dacă citești ce primesc eu pe aici. Și o să ți le transmitem și ție direct, la fel și domnului ambasador. Dacă tu mai ai ceva specific pe care vrei să-l transmiți colegilor din România, dacă nu, eu aș trece chiar la întrebări. Sunt încă colegi de cerere, dar sunt încă colegi care se miră de frumusețea ta și îmi transmit chestiunea asta. N-am ce să fac decât să-ți transmit mai departe. Acum, că vor avea dreptate, nu vor avea dreptate, e o chestiune de percepție. Am avut acest noroc, într-adevăr, să avem masteranți frumoși și întotdeauna. Da, putem proceda de la întrebări. Eu pot să dau, știu eu, detalii legate de viața din Japonia, dar pe de altă parte, nu știu, la modul general, ceea ce pot să spun este că chiar și după 5 ani aici, sincer, nici nu dau seama când au trecut. Simt că a fost așa o perioadă la început în care de acomodare, în care încercam să creez o viață aici și să intru în ritmul obișnuit. După care am intrat într-o etapă în care am încercat să văd cât mai mult și să experimentez cât mai mult și să văd orașe și să văd temple și să văd tot ceea ce știam că este de văzut. Iar ulterior, nu știu, probabil că m-am mai și maturizat, m-am calmat, e și deja văd Japonia și, mă rog, tot ceea ce ține de ea altfel, dar încă simt că de-abia
de acum înainte urmează să înțeleg și mai mult despre Japonia, dar partea fascinantă când vine vorba despre Japonia este faptul că simt că și peste 30 de ani probabil că tot vor fi o sumedenie de lucruri de descoperit și probabil că asta se datorează într-o mare măsură și limbii, dar fără îndoială și culturii civilizației complet diferite. Motiv pentru care mereu voi găsi motive să fiu plăcut impresionat. Nu pot să nu apreciez că încă, deși acolo vorbești numai în engleză și în japoneză, vorbești o limbă română curată. Sunt alții care se duc după două zile, nu mai știu să mai vorbească românește. Și tu după 5 ani, în care ai vorbit cu totul și cu totul altă limbă, încă vorbești curat românește și nu are cum să nu ne impresioneze chestiunea asta. O să vă preiau ceva de pe chat. Domnule ambasador, țineți-vă bine, țineți-vă de scaun. Să vedeți ce scrie aici. Un haiku făcut la moment de doamna profesoară Olimpia State, care este prodecan al facultății, și acest haiku sună așa. Nume de domnitor, purtat cu demnitate și în Japonia, Radu Șerban. Este un scurt haiku care a fost făcut acum așa, spontan, fără să ne anunțe, fără să ne spună, fără să-l pritocească și care, din punctul meu de vedere, reflectă noblețea cu care ați făcut prezentarea. Mulțumesc mult! Aici sunt o serie de, v-am spus, de elogii de toate, și de toate cele. Sunt și întrebări, o să încercăm să mai selectăm din ele. O întrebare de la un masterand al nostru din anul 1, care vă întreabă dacă există programe viitoare, dacă aveți la cunoștință așa ceva, în ceea ce privește cooperarea sau schimbul de experiență dintre România și Japonia în domeniul roboticii. Este cunoscut faptul că Japonia este una dintre cele mai dintre țările care sunt pe primele locuri la robotică, dacă nu chiar prima. Deci excelează în aceste tehnologii și România, spune masterandul nostru, are și ea materie cenușie consistentă cu predilecție în acest domeniu. Aveți la cunoștință de vreun program în domeniul roboticii în care s-ar putea produce un schimb de experiență, chiar și un brain drain pe relația România-Japonia? Foarte bună întrebare și dau seama de preocupările tinerilor de la noi. Din păcate, un program foarte precis pe robotică nu cred că există în relația bilaterală, dar ceea ce recomand să se adreseze la JETRO, Japan External Trade Organization. Ei sunt pe strada italiană, îi găsiți foarte ușor coordonatele, telefon, e-mail, pe internet. Chiar recent l-am întâlnit pe directorul general, sunt foarte deschiși la cooperare cu startup-uri românești și chiar au un program foarte apropiat. Zilele următoare chiar mi-au recomandat să transmit celor interesați pe IT și pe... sunt interesați efectiv de români specializați pe IT. Deci nu ascund faptul că, apropo de ce a spus brain drain, că sunt interesați să atragă spre Japonia creierile românești în domeniul tehnologiei informației. Presupun că și în domeniul acesta, dacă vă puteți prezenta concret ce aveți, ce puteți să faceți și așa mai departe, și cel mai bine este la JETRO. Japonia este foarte bine organizată, acest JETRO e... cred că are aproape 100 de ani, așa. Adresați-vă direct acolo și ei vă vor orienta cel mai bine. Mulțumim frumos. Doamna Miosechia, cum a fost la Cluj? Cum s-a simțit japonezul în România? Acolo, nu știu,
În comparația cu București, Clujul a fost altfel. A fost tot diferit de la piața din Japonia. Nu știu, mi-a plăcut foarte mult că românii, mai ales ardeleni, urmăresc cu, cum să zic, spiritul lor sau, nu știu, voința lor. Asta mi-a plăcut foarte mult acolo la Cluj. Bucureștenii sunt mai puțin agitați, dar la Cluj m-am simțit foarte relaxată și mi-a plăcut atmosfera de acolo. Da. Vă mulțumim frumos și sperăm să vă simțiți foarte bine în continuare în România. Pentru domnul ambasador Radu Șerban, tot o întrebare din partea unui fost masterant, unui actual absolvent al masterului de geopolitică, un absolvent care ne-a făcut figura că a plecat de la master însurat. A venit neînsurat și a ieșit din master însurat, cu nevastă, cu soție, luată tot din cadrul masterului. Deci iată că se întâmplă și astfel de lucruri frumoase în cadrul programului. Este un doctor renumit în România, Cosmin Dugan se numește, și întreabă ce interese ar putea avea Japonia în zona Mării Negre și cum s-ar putea armoniza ideea ca România să aibă interese în zona Mării Japoniei, în zona Mediteranei japoneze. Dar cel puțin prima parte mă interesează în mod deosebit. Eu știu că japonezii întreabă mereu atunci când vin aici la post, sunt interesați de spațiul Mării Negre, de Ucraina, de Republica Moldova, de relațiile care sunt aici, de geopolitica regională, ca să spun așa. Și ne punem și noi un semn de întrebare. Care ar fi ideea? De ce ar fi interesați de Marea Neagră? Domnule doctor Cosmin Dugan, mulțumesc pentru întrebare. Doctor la pătrat. E doctor la pătrat, e și medic și este și doctor în, are o carte deja publicată, teza doctorat deja publicată despre neuroaugmentarea în epoca cognitizării între competiție și sinergie. Mă rog, titlul scomută creierii în cap, îi bagă unuia niște electrozi, așa îi lipește de cap dacă stă în vamă și îi crește capacitatea de a prinde infractorii, de a vedea ce este în bagaje pe la aeroport. El a încercat să combine cumva securitatea geopolitică, securitatea în mod deosebit cu studiile medicale și o teză interdisciplinară. Deci doctor la pătrat. Mă scuzați, domnule ambasador, dar o remarcă. No, excelent, excelentă întrebare și cred că două ore ne-ar trebui să vorbim numai despre acest subiect. În general am evitat subiectele diplomatice, să spun, dar am să dau un exemplu foarte concret ca să vedeți ce înseamnă interesul japonez pentru Marea Neagră. La începutul anului 2014, când Rusia a ocupat Crimeea, japonezii vorbeau foarte mult și făceau o paralelă între acele evenimente și ceea ce se întâmplă în Marea Chinei de Est și Marea Chinei de Sud, și anume modificarea status quo-ului prin coerciție. Această paralelă între ceea ce se întâmpla la începutul lui 2014 și ce se întâmplă în Marea Chinei de Sud, să zicem, este de mare interes pentru Japonia. Apoi prezența militară americană la Kogalnicianu, în paralelă cu prezența militară americană în Japonia, în Okinawa cu precădere, este din nou o paralelă de interes. Apoi, de veselu. Știm că japonezii au apelat și au avansat foarte mult cu acest sistem onshore, ei îl folosesc doar pe cel offshore, s-au oprit din motive, mă rog, de politică internă, dar din nou interesul lor este foarte mare. Actualul ministru al apărării din Japonia, Nobuo Kishi,
a vizitat de mai multe ori România în mandatul meu de la Tokyo, era la vremea aceea prim adjunct al Ministrului Afacerilor Externe și de fiecare dată s-a interesat în mod deosebit de Marea Neagră și de Veselu. Ca să nu mai amintesc de momentul 1917, când s-a dus Xenopol ca prim ambasador la Tokyo și discuțiile erau, mă rog, atunci și ulterior, despre două regate, să le spunem, la extremitățile Uniunii Sovietice. Poziționarea noastră față de Uniunea Sovietică, chiar și atunci, 1918-1919, avea ceva în comun cu realitățile zilei de astăzi. În plus, ceea ce am constatat este un interes deosebit al Japoniei pentru Moldova și există proiecte sau intenții comune de acțiune acolo prin Official Development Assistance ca să sprijinim Moldova. Sigur că sunt foarte multe de spus aici. Statutul meu de fost diplomat mă oprește să intru în niște detalii, dar, într-adevăr, domeniul este fascinant și poate că ați pus punctul pe ei, pentru că acesta este un element de bază, aș zice eu, al parteneriatului strategic român-nipon în curs de formare. Mulțumim frumos! Doamna Sechia, cineva de la... Avem o simpatizantă a masterului de geopolitică care a făcut de asemenea facultatea la Cluj și vă transmite salutări. Mulțumesc mult! Iar domnul ambasador este rugat cu scuzele de rigoare să repete numele companiei de pe strada italiană, cea cu robotica. J-E-T-R-O, JETRO, se numește Japan External Trade Organization. Japan External Trade Organization. Nu mai știu la ce număr, dar e pe strada italiană, într-o clădire nouă, undeva pe la... Mulțumim frumos! Dacă scrieți JETRO... Am scris eu, da, pe chat acum. Irina, când termin doctoratul? Are și doctorat, o limită. Când îl termin? Dacă ar fi să mă bazez pe limită, probabil că peste 3 ani, dar dacă ar fi să mă bazez pe realitate, într-un an este planul. Anunță-te, rog, și titlul, tema lucrării tale, că ai o temă destul de interesantă. Da... Tema doctoratului, tema tezei mele, este legată de bula economică de la finalul anilor 80 și ceea ce încerc să fac este să analizez influența biaselor psihologice asupra deciziilor luate de către companiile care erau active la vremea respectivă. Practic. Un fel de economie comportamentală. Bun, o temă SF, ca și a domnului doctor la pătrat, Cosmin Dugan. Domnule ambasador, avem două masterande care sunt curioase dacă în cariera de diplomat ați avut ceva momente dificile și cum le-ați depășit. Nu știu la ce s-au referit prin momente dificile, dar așa, ca impact asupra dumneavoastră. Ca oricând în viață, momente dificile există multe și cred că la fiecare post diplomatic am avut momente dificile, dar ca să ne oprim la Japonia, am să vă amintesc două momente. Unu, domnul Titus Corlățean își anunță vizita în Japonia după demersul de o jumătate de an. Știți cum sunt japonezii, meticuloși, tot programul făcut la milimetru. Cu două zile înainte mă sună noaptea
la 2, la Tokyo, sigur că la București era ziua, să-mi spună că nu mai poate să vină pentru că este o reuniune a miniștrilor de externe NATO la Roma, la care trebuie să participe neapărat și trebuie să amânăm vizita la Tokyo. Nu vă spun ce tărăboi a fost, deci era noaptea la 2, am spus, eu acum n-am ce să fac. A doua zi n-a trebuit să mișc eu vreun deget, pentru că deja aflaseră de la București și m-au chemat la externe, m-au sunat din toate părțile să-mi spună că așa ceva nu se poate, că ei nu admit așa ceva. Vă dați seama în ce postură am fost pus. În sfârșit s-a găsit o soluție de compromis. De la Roma, domnul Corlățean a zburat direct la Tokyo. Am scurtat vizita la doar o zi și o noapte, timp în care a trebuit să facem și programul oficial și programul turistic cât de cât. Domnul Corlățean își dorise foarte mult să urce în Skytree, în acel turn de televiziune. N-am mai ajuns acolo pentru că se închisese, dar am reușit să rezolv să urcăm pe Mori Tower, acela de lângă ambasadă, ca să vadă o priveliște a Tokyo-ului noaptea. A fost un moment foarte dificil pentru mine, dar care cât de cât a fost depășit. Oarecum asemănător, reușim să organizăm o vizită a Ministrului Economiei în Japonia, domnul Vozganian. Aranjasem și cu Carlos Ghosn, care era la vremea aceea președintele Alianței Renault-Nissan, acela care a fugit din Japonia într-o cutie de instrument muzical, altă poveste, dar aranjasem toate întâlnirile ca să aflu, bineînțeles, din presă, urmăream foarte atent televiziunea, presa, nu știu ce, cu două zile înainte, că domnul Vozganian nu mai este ministru. Aici n-am mai avut ce să fac. A trebuit să contramandez toate întâlnirile, tot programul. Culmea că dânsul, ca vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor, avea și am ținut la chestia asta să se întâlnească și cu Haruki Murakami, cu marele scriitor japonez. Deci totul a fost dat peste cap. De data asta n-am mai avut ce să fac. Deci iată două momente neplăcute, să zic, din viața mea diplomatică la Tokyo. Domnule ambasador, dacă m-ați întrebat pe mine, eu aș ascunde aceste slide-uri pe care le-ați prezentat, partea de statistică haiku, că dacă cumva, Doamne ferește, le vede actualul nostru distins prim-ministru, s-ar putea să depășim Japonia la economie. Deci mie să nu facă rapid o postare să spună că am depășit Japonia. Doamna Minosechia, invitații de aici de față, gazdele de fapt, masteranzii fac parte dintr-o facultate de turism, de business și turism. Va impresiona ceva în România din punct de vedere al turismului? Este ceva ce v-a plăcut în mod deosebit? Cred că am fost în 35 de județe din România. Și mi-a plăcut cel mai mult Sibiului, cred. Acolo, nu știu, există atmosfera specială, chiar dacă piețele sunt goale, nu știu, există atmosfera specială. Nu pot să explic cu cuvinte, dar și mi-a plăcut Sibiul cel mai mult. Dar, bineînțeles, și la, nu știu, alte orașele sunt frumoase. Și am mai fost la Delta Dunării și Sighișoara, peste tot în România și îmi place foarte mult. Și aceeași întrebare și pentru Irina. Cum stăm cu turismul în Japonia? Ce i-a plăcut în mod deosebit din ce a vizitat acolo? La modul general, la modul foarte general, fără să intru în domeniul atracțiilor turistice. Strict din punct de vedere, nu am văzut atât de multe orașe, dar am încercat să văd orașele principale și să îmi place foarte mult locul unde sunt, Fukuoka. S-a întâmplat de foarte multe ori, în ciuda faptului că orașele sunt minunate, să fiu cât se poate de încântată să mă întorc, probabil și pentru că este echivalentul casei mele. Dar Tokyo are un loc special
pentru mine deține un loc foarte special. În ciuda faptului că multe persoane, și sunt evident argumente care pot fi aduse pro și contra, dar pentru modul în care percep eu Tokyo-ul este, pe de-o parte, vorbim de o zonă metropolitană, vorbim de o zonă care arată absolut fantastic și atmosfera pe care reușește să o creeze este formidabilă din punctul meu de vedere. Dar, pe de altă parte, în ciuda faptului că este o capitală și este extrem de... este mare, nu am simțit neapărat când mergeam prin diverse locuri și vorbeam cu oamenii, am simțit că este în continuare, se simte comunitatea cumva. Evident, nu se poate pune problema unei existențe, unei comunități foarte, foarte apropiate, dar ideea este că la modul strict interpersonal, relațiile sunt calde, în ciuda faptului că vorbim despre o capitală și de a aștepta, nu știu, lucrurile să fie mai reci. That was not the case. Și da, din punctul ăsta de vedere, ador Fukuoka, dar probabil că Tokyo este undeva deasupra, strict din punct de vedere al modului în care mă face să mă simt și al contrastului pe care eu îl percep așa cum îl percep. Nu zic că dețin adevărul în ceea ce privește Tokyo-ul. Domnule ambasador, deși nu suntem la cum se numește, la acea emisiune al Denisei Irifai cu 40 de întrebări, există aici o întrebare, știți, eu vă spun doar dacă doriți răspundeți, dacă nu, nu răspundeți. Este o întrebare care sună cam așa. Dacă în cartea noastră de autor cineva ar fi vrut să dorească, ar fi vrut să găsească acolo un român de care nu ați amintit dumneavoastră, iar acest român a fost diplomat în perioada interbelică, diplomat român în Japonia, pe numele lui Radu Flondor, baron de Flondor, și care este, spune aici distinsul nostru participant și autorul unui dicționar româno-japonez destul de cuprinzător, tipărul la Tokyo în 1940. Acum eu știu că fiind carte de autor, este dreptul autorului să facă selecția personalităților. Dar dacă dumneavoastră aveți un răspuns aici. Deci întrebarea este, dacă bine înțeleg, de ce nu l-am inclus pe Radu Flondor? Da. Da? Pentru că nu mi se pare atât de roman ca alții. Da? Dacă vedeți biografiile tuturor celor pe care i-am prezentat, au ceva de roman în ele, ceva de poveste. Fiecare personaj de acolo este oarecum un erou. Radu Flondor a fost un foarte bun diplomat și avem o mulțime de asemenea diplomați din perioada și interbelică și după al doilea război mondial. E greu să faci o selecție, dar dacă... Sigur că știu foarte bine și în arhivele Ministerului se știu foarte multe lucruri despre Radu Flondor, dar credeți-mă, nu am găsit acel ceva care să-l facă personaj de roman. Ați văzut titlul? Poate sună un pic bizar, român de roman, dar cam acesta a fost criteriul. Și sigur că trebuie să recunosc că într-un fel sau altul am nedreptățit mulți români din Japonia din perioada interbelică. Mulțumim frumos și acum, dacă cineva s-ar fi gândit că sintagma roman din titlul nostru este romanul Udaco Romanii, strămoș al românului, poate acum s-a elucidat misterul. Este vorba de români care au o poveste în spate. Iată din nou
sufletul profund al domnului ambasador Radu Șerban. Pentru doamna Sechia, pentru doamna Mio Sechia, cineva spune așa, citez: mi-am pierdut cuvintele în urma admirației față de dumneavoastră și întrebarea ar fi: cât timp v-a luat să învățați să vorbiți atât de bine limba română? Deci, total 6 ani, eu zic. Am învățat gramatica de bază în Japonia, înainte să vin în România cu profesori din România. Dar când am ajuns la Cluj, n-am putut vorbi nimic. Dar fiindcă eu eram singura studentă străină la curs, așa că a trebuit să vorbesc cu română în fiecare zi. Și da. Așa. Deci Alexandra Voștenaru, mai mult de 6 ani și nu a reușit să o vorbească cum trebuie decât când a trăit-o aici pe viu. Și tot așa, Matei Blănaru, absolvent de master de studii de securitate, vă întreabă dacă ați găsit în România similitudini cu atitudinea față de tradiție. Deci similitudini între România și Japonia cu atitudinea față de tradiție, cu prezervarea, conservarea tradiției, a satelor vechi, a caselor vechi. Dacă este ceva similar între România și Japonia în acest sens, dincolo de binecunoscuta globalizare economică. Da, eu observ că românii încerc să păstreze tradiția înainte de creștinism. Și dar în același timp sunteți foarte europeanizați, cum să zic, și eu văd astfel de modernizare sau valori modernă și tradiția în România. Și acesta ar fi și în Japonia, așa cum știți, se vede tradiția și lucrurile moderne și în Japonia. Eu nu pot să explic bine, dar văd similitudine în acest sens. Mulțumim frumos. Eu cred că întrebarea era mai simplă. Dacă ați fost la țară în România, cam așa ar fi fost. Cam asta era substratul întrebării și cum vi s-a părut. Ce ar mai fi de spus? Practic, îmi dau seama, mă uit și îmi dau seama că nu ne putem desprinde unii de alții. L-aș invita totuși pe profesorul Silviu Neguț să facă o încheiere sau o tranziție către încheiere, dacă tot a făcut și deschiderea, ca să încheiem așa în sistem sandwich, în sistem rotund. Și, bineînțeles, oricine altcineva, dacă are ceva de spus, acum este momentul. Domnule profesor Silviu Neguț, cum vi s-a părut evenimentul? Deschideți microfonul. Până atunci, până o să deschide profesorul Neguț microfonul. Nu! Microfonul! Andreea, te rog să-i scrii tu pe telefon domnului profesor să-și deschidă microfonul. Dacă nu, cumva poți să-l deschidă pe aici. Cosmin Dugan ne aude? Este pe fir? Doctor la pătrat. Domnul doctor la pătrat, Cosmin. Sunteți? Sau sunteți în sala de operații? Asta voiam să menționez. Acest eveniment nu ar fi fost posibil și tot ce s-a trăit aici în materie de emoție nu ar fi fost posibil dacă Cosmin nu ar fi pus în legătură aceste entități care apar aici. Noi ne făceam griji de cum va ieși și atunci am spus, e foarte simplu, dacă avem un spațiu și reușim să aducem acele minți luminate în acel spațiu, curge de la
sine. Nu trebuie nicio organizare, nu trebuie absolut nimic, totul o să curgă ca un, ca un râu de munte. Nu avem cum și nu avem cu ce să ne exprimăm și recunoștința și mulțumirile față de, de dumneavoastră, față de efortul pe care l-ați făcut. Mă uit la Irina și deja cred că s-a făcut dimineața în Japonia, dacă e trecut de miezul nopții și mâine mai are și serviciu. Am fost deosebit de încântați de, de prezența dumneavoastră. Gata! 6 a intervenit domnul profesor Neguța, ai microfonul deschis. Domnul profesor, vă ascultăm. Ne auzim acum? Da, foarte bine, vă rugăm. Da. Eu am fost repetent la tehnică, așa că s-a vorbit aici de robotică și de alte... Pentru mine, eu n-am făcut nici grădinița și atunci se vede, se simte lucrul ăsta. N-am nici 7 ani de, la, de acasă, că am fost dat de 6 ani, pe vremea când nu era voi. Eu am vrut să intervin, mi-a dat seama că ceva nu este în regulă, pentru că vreau și eu să-l întreb pe domnul ambasador ceva, pe care, un lucru la care nu știu dacă o să-mi răspundă, ce carte pregătește. Dar înainte de acest lucru, aș vrea să mai amintesc câte ceva. Domnul ambasador Radu Șervan, ați văzut că am enumerat misiunile pe care le-a avut, ce credeți că făcea el între acele misiuni în străinătate? Păi nu făcea nimic altceva decât era fie director, fie director general în Ministerul Afacerilor Externe. Pa mai mult, după ce a încheiat misiunea la Tokyo, a fost numit comisarul României pentru expoziția universală de la Astana. Și nu intră pe masteranzi acum cum se cheamă Astana, orașul Astana, că nu vreau să restric nota tocmai acum. Nur-Sultan. Bravo, bravo, Andrei. Da, Nur-Sultan, da. Nu mai e președinte, dar e nume de capitală, domnul Nazarbayev, care avea tema energia viitorului, dar, mă rog, dintr-un anumit motiv nu a putut să ajungă acolo. Domnul ambasador spune în cartea aceasta, Stația Tokyo, pe care vă comand cu multă căldură. Aproape, de fapt, toate cărțile le recomand, pe care le-am citit. Și la timpul lor unele, acum 10 ani, 15 ani. Și pentru că ai ce învăța de la acest om. Nu e răsfăiești și arunci cartea și îți pare rău de timpul pierdut. Spune la un moment dat un lucru foarte adevărat, că nu contează numai cât de valoroasă este țara pe care o reprezinți, ci modul în care o promovezi acolo unde ești tu în misiune ca diplomat. Și are dreptate, pentru că am cunoscut, din păcate, că am avut și o șansă să călătoresc mult prin lume oameni care nu făcuseră nimic pentru România, s-a mulțumit doar cu titlul pe care îl aveau. Aș face o corectură, domnule ambasador, pentru că la un moment dat a zis că am fost în Japonia. Din păcate n-am fost și vă spun de ce. Pentru că trebuia să merg la o bursă propus de doamna profesoară Alexandra Teodora Hondru și discuția la ambasada Japoniei. Am fost și eu chemat acolo, un fel de interviu, ce vreau să fac, cum să fac, încântați de ceea ce am scris despre Japonia și a zis, perfect, mâine trimiteți-ne actele. V-a dat o listă cu acte. Așa și stabilim pe urmă data să plecați. Era o perioadă destul de mare. Și a doua zi am trimis actele și am primit un telefon de la ambasadă. Am simțit din voce că ceva e neregulă, zice, ne pare rău, dar nu puteți pleca pentru că sunteți mai în vârstă decât arătați și noi am crezut că aveți până în 50 de ani, că numai până la vârsta aceasta se dă bursă și dumneavoastră aveți 58 de ani. Ne pare rău, dar vă felicităm pentru cum arătați. Așa că n-am reușit să ajung în Japonia, am fost China, Coreea de Sud, Hong Kong, Macau și așa mai departe și pare rău că n-am ajuns
în țara aceasta, pe care o admir și o, o iubesc. Și iar aș mai spune faptul că în seara asta am învățat foarte multe lucruri. De la întrebările și răspunsurile care au fost date, mi-am dat seama că avem niște tineri în care putem să avem încredere și că, mă rog, grație unor asemenea tineri, România are viitor. Pentru că la un moment dat eram cam pesimist, trebuie să recunosc. Și mai ales dacă se va continua cu educația online, o să scoatem termenul educație din limbajul comun, că nu-și mai are rostul. Mi-a plăcut foarte mult modul de exprimare și ca idei ale doamnei Sechia, doamnă care s-a acomodat, văd, foarte bine în România, poate prea bine, și care poate să ne dea nou unele lecții despre ce este România și ce trebuie să știm despre România. Împreună cu domnul Neacșu am scris o carte pe care noi am intitulat Enciclopedia României pentru copii, cu 330 de lucruri și persoane, neapărat să le știe un copil despre România. Dar eu zic, nu numai un copil, ci și un om mare. De la personalități până la obiceiuri, tradiții, frumuseți naturale, mâncăruri, etc., etc. Și mă mir când văd o serie de emisiuni de televiziune în care oamenii care se dau la toate cunoscători, ba chiar specialiști, habar n-au de frumusețea acestei țări și de importanța acestei țări, pe care nu, fără false patriotisme, trebuie să o iubim. Și o iubim cu atât mai mult când ne ducem în altă parte să vedem și ne întoarcem acasă. Când redescoperim acasă, ce înseamnă acasă. Mă simt bine în multe locuri din lume. Și am avut această șansă, îi mulțumesc la Dumnezeu. Dar mărturisesc că doresc să mă întorc acasă. Și m-am întors. Ca și fost întrebat de ce n-am rămas undeva. Nu e gena aia în mine. Mi-a lipsit acea genă să plec definitiv. Parcă văzând de aici, văd mai bine. Vă mulțumesc tuturor pentru acest regal, aș spune eu, în care au excelat, acum să le zic străini, nu? Doamna Sechia, domnul ambasador și Irina, pentru că au vorbit mai mult și ne-au făcut să înțelegem mult mai bine și Japonia, dar și România. Și felicit pe cei doi organizatori, domnul profesor Marius Neacșu și Cosmin Dugan, domnul doctor la pătrat sau la cub, nu mai știu la ce este, care a fost un masterand de excepție și a rămas un om minunat. Și voi să rămâneți la fel. Așa cum am spus celor de alaltăieri, la festivitatea de absolvire a masteratului, sunteți tineri, sunteți frumoși și sunteți inteligenți. Să nu pierdeți aceste calități și folosiți-le, că dacă mintea nu e uzitată, nu e folosită, se pierde în zadar. Încă o dată, o adâncă plecăciune, domnul ambasador, în fața dumneavoastră, în fața tot ceea ce ați făcut în această viață și ce veți mai face, și aștept totuși răspunsul, ce carte ne așteaptă anul acesta, bănuiesc, sau anul viitor. Foarte simplu, Cuget Senin. Cuget Senin, o plachetă de haiku bilingvă,
română-engleză, care cred că în maxim o lună o să apară. Și mulțumesc mult pentru cuvintele frumoase. Dacă mai am un minut... Da, aveți cât doriți. Vreau să vă arăt un obiect japonez. Este o vază lucrată manual, pare simplă, da? Rugoasă, destul de aspră așa pe din afară, dar lăcuită pe dinăuntru. Japonezul este foarte modest în exterior, dar îi place să aibă confortul interior și valoarea sa interioară nu și-o exteriorizează. Dacă ne uităm și aici, vedem niște cocori, oarecum stilizați. Ficați-o dar... puțin mai sus. Așa, da. Dar printre cocori se văd și niște ușoare străluciri de aur. Este ceea ce în haiku se poate înțelege dincolo de cuvinte, aceste ușoare străluciri de aur. Vreau să completez la ceea ce a spus domnul ambasador. Am constatat din tot ceea ce a scris că a încercat întotdeauna să găsească similitudini între România și Japonia. Ce credeți că a făcut domnul ambasador în primul an când a ajuns la post? A organizat Sakura Party, o combinație între mărțișorul nostru și faimoasa sărbătoare a florilor de cireș. Iată că nu i-a trecut nimănui prin cap mai înainte. Ce excelentă idee să vedeți legătura între mărțișorul românesc și florile de cireș. Superb! Și multe alte inițiative care le-a avut. Da, mulțumesc! Plăcere! Vă mulțumim! Ori de câte ori a spune, nu este suficient pentru ce s-a întâmplat aici. Mulțumim lui Cosmin Dugan că a făcut posibilă întrunirea. Îi mulțumim frumos domnule ambasador pentru disponibilitate și pentru ceea ce ne-a făcut să simțim, spuneam eu la un moment dat că dincolo de genă, noi oamenii suntem suma oamenilor pe care îi întâlnim în viața noastră. Și exact ce spune aici pe chat acum un student care este anul 2, dacă nu greșesc eu, nu, anul 3 la business și turism, au fost trei ore, ne apropiem de 3 ore, câștigate. Așa. Câștigate. Doar dintre întâlnirile astea ale noastre, una singură s-a mai apropiat de aceasta, întâlnirea cu un alt prieten drag, Dorin Prunariu. Și iată, tot anul acesta, cu doi oameni minunați, am reușit să ne vedem și de mai bogați, de mult mai bogați. Mulțumim tuturor încă o dată, mulțumim conducerii facultății că a fost alături de noi, fără de care iar o altă serie de lucruri nu se poate întâmpla. Mulțumim, distinsă doamnă Mio Sechia, ne-ați impresionat și cu mesajele pe care le-ați transmis și cu frumoasa limbă română vorbită. Mulțumim, Irina, și pentru tot ceea ce ai spus aici și pentru ceea ce a însemnat pentru noi de-a lungul timpului. Vă mulțumim tuturor, eu o să rămân să sting lumina, așa că declar închisă conferința, dar eu o să rămân să ies ultimul, cum am spus, să sting lumina. Să vă dea Dumnezeu numai bine în viață, multă, multă sănătate și să ne revedem cu bine. Vă mulțumim frumos pentru tot! Mulțumim mult! Și noi vă mulțumim! Mulțumim frumos, seară frumoasă! Ne-am pușcat spărând sau... Dispar! La revedere, seară frumoasă! Și Ștefan! Vă mulțumesc și eu! Seara bună, mulțumim și Ștefan! Mulțumim mult de tot! Mulțumim! Uite, Andreea râde! Excepțional, felicitări.
Doamna profesoară Crina Popescu, Măneciu Ungureni, o apropiată și o simpatizantă a noastră. Îi mulțumim frumos. Măneciu Ungureni, aproape de mine aici. S-a reactivat Ștefan. Ștefan e din Gura Viitoare, de-aia spune că e aproape. Ce seară plăcută! Da, păi asta... Da, vedeți că noi nu închidem. Da, păi pățim ce am pățit și rândul trecut cu domnul Plunariu, că nu putem să ne desprindem până nu mai împărtășim câteva impresii. Asta își făcea griji și domnul ambasador. Încă o dată trebuie să repet, pe mine m-a impresionat, dacă ar face statistica NASA cum a prezentat-o domnul ambasador aici, a zis, eu cred că am avea îndrăgostit de statistică, nu restanțier la... N-ar fugi de ea, da. Da, exact, n-ar fugi de ea studenții. Și iar aceea senzație că așa repede a trecut, dacă avem senzația asta că așa de repede a trecut, înseamnă că ceea ce s-a întâmplat aici a fost frumos, că numai atunci trece timpul, ai senzația că timpul trece foarte